Bun găsit, doamnelor și domnilor, amatorii Speedway-ului. Ne pregătim astăzi pentru etapa de recalificare a Cupei Mondiale pe echipe. Suntem în locația ce va găzdui atât această etapă de recalificare, cât și marea finală ce este programată la sfârșitul acestei săptămâni. Este vorba de localitatea suedeză Molila. Vedem imagini de la finalul ediției trecute și acum rezultatele înregistrate în cele două serii semifinale, cu Rusia pe locul întâi, apoi Polonia și Danemarca merg în această etapă de recalificare. Cea de-a doua semifinală s-a disputat în Marea Britanie, acolo unde echipa țării gazdă nu a reușit să se califice direct în finală. Acolo au acces australienii. O echipă mult mai valoroasă și omogenă, echipa de la Antipoz. Un concurs extrem de tensionat, care a dus și la câteva îmbrânceli în culise între mecanici și piloți. Britanicii au strâns lupta pe finalul acelei semifinale, însă australienii au supraviețuit până la urmă grație lui Jason Crum și grație lui Chris Holder și fără aportul campionului mondial de juniori Darcy Ward, care este așteptat pentru finala de sâmbătă. Australia n-a mai câștigat trofeul de la primele două ediții, când s-a impus în 2001 și în 2002. Vorbim aici de istoria recentă a Cupei Mondiale. Până la urmă, în semifinala a doua s-a confirmat că marea favorită a acelei curse a fost Australia și s-a impus fără mari probleme. Marea surpriză a venit din prima semifinală, acolo unde Rusia a trecut de Polonia și a trecut de asemenea și de Danemarca. Ultimele două campioane mondiale, vorbim aici de țările care au câștigat ultimele șapte ediții împreună, Danemarca și Polonia, învinse de Rusia și trimise acum în această cursă de recalificare, unde ne mutăm astăzi așadar de la Bydgoszcz, apoi la Norfolk și acum la Molina. Mergem în Suedia pentru această cursă de race-off, un singur loc pus la bătaie. Asta este ceva inedit în Cupa Mondială, pentru că țara gazdă, pentru prima dată în istoria recentă, primește automat calificarea în finală. E bine, aici la Molina, în această micuță localitate, ce are mai puțin de 2000 de locuitori, și cunoscută mai mult pentru temperaturile extreme pe care le înregistrează meteorologii pe parcursul unui an. E bine, aici sunt prezente echipele Cehiei, Marii Britanii, Danemarcii și Poloniei, cele patru echipe care își dispută doar un singur loc, așa cum vă spunea și Robert, care asigură prezența în final, acolo unde sunt deja calificate Suedia ca țară gazdă, apoi Australia și Rusia. Iată prezentarea echipei Cehiei, care are în componență pe frații Drâmla, Luca și Aleș, apoi pe Iosef Franz. Matei Kuš este cel de-al patrulea component al echipei Cehiei. Echipa Cehiei va concura cu căști de culoare roșie. Cred că avem ceva potențial și sper să arătăm acest lucru astăzi. Spune Aleš Drâmla, cel care a fost cel mai bun pilot al lor în semifinala a doua, acolo a reușit să strângă Aleš 15 puncte, fiind folosit chiar ca joker la un moment dat și luând cele 6 puncte. Aici intră pe circuit și naționala Poloniei, care o singură dată în istoria recentă, de la noul format din 2001 al Cupei Mondiale, a ratat finala. Se întâmpla în 2006, ar fi așadar o adevărată dramă pentru polonezi, ultimii campioni mondiali câștigând ultimele 3 ediții, ar fi o dramă ca ei să nu prindă finala. Iată, Polonia, mai cunoscută și sub denumirea de albi roșii sau vulturii albi, Polonia l-are în componență pe campionul mondial Tomasz Golob, cel care împreună cu compatriotul său Greg, cu Jaroslav Hampel, au câte 5 titluri în palmares, ultimele 3 consecutive, 2009 la Lejno, apoi la Voiensă și la Gorjov, anul acesta la Molila. Ei bine, Polonia mizează de această dată
pe aportul piloților Piotru Piotrasevici, Maici Ianovski și Cristof Bukovski, toți aceștia alături de cel pe care l-avem în imagine, Tomaș Golob, campion mondial atât la individual în 2010, cât și multiplu campion la echipe cu Polonia. Aceștia sunt danezii care intră acum pe traseu, danezii care au reușit cu o gașcă foarte tânără, cu câțiva puști, să termine pe locul 3 la Bydgoszcz în prima semifinală, dar atenție la doar 2 puncte de Rusia, ceea ce este îmbucurător în condițiile în care îl primesc acum în lot și pe Nicky Pedersen, cel care a lipsit din acea semifinală, lăsând un alt puști să prindă ceva experiență. El este singurul concurent nou față de acea semifinală pentru danezi, în rest echipa rămâne identică cu un alt concurent ceva mai bătrân, Nils Christian Iversen, dar și cu Mikael Jespen Jensen și Leon Madsen, doi concurenți mai puțin cunoscuți, dar care s-ar putea să ne surprindă în mod plăcut. Danemarca a câștigat titluri în 2006 și 2008, atunci când finalele s-au disputat la Reading și Vojens. Acesta este Nils Christian Iversen. Bineînțeles, toți piloții intervievați spun că își doresc să se califice în finală, este absolut normal. Intră la prezentare și ultima echipă prezentă în această cursă de recalificare, este vorba de echipa Marii Britanii, formație care nu a reușit să câștige până acum vreodată titlul mondial pe echipe. Cea mai bună clasare a fost în 2004, când s-a clasat pe poziția a doua la doar un singur punct de câștigătoarea Suedia. Britanicii mai au un loc 3 în palmares în 2006, atunci când finala s-a disputat la Reading. De această dată britanicii îi trimit pe Scott Nichols, Ty Offender, Daniel King și singurul pilot care activează în circuitul individual este vorba de Chris Harris, autorul celor mai bune rezultate în semifinala care s-a desfășurat în insula britanică. Iată-l pe Chris Harris. Suntem aici ca să facem o surpriză și să ne calificăm în finală, spune îngrezător Chris Harris, dar britanicii și-au ratat, din punctul meu de vedere, marea șansă atunci când pe propriul teren n-au reușit la Norfolk, în vestul Marii Britanii, să obțină calificarea directă către finală. Aici, pe un teren străin, s-ar putea ca acei concurenți mai puțin cunoscuți ai Marii Britanii să nu facă față într-o bătălie destul de dură împotriva polonezilor și împotriva danezilor. Vom asculta acum imnul țării gazdă, Suedia. Sången, please be upstanding for the national anthem of Sweden to be sung by Malene Karlström. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädje, rika sköna, jag hälsar dig vänaste land på vår jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dar, då är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag Așadar, imnul Suediei, înaintea
etapei de recalificare, ce va începe aici la Molila peste puțin timp, cu echipele Cehiei, Marii Britanii, Danemarcei și Poloniei. Vrem timp, doar o singură echipă se califică în finală, acolo unde sunt deja prezente Suedia ca țară organizatoare, apoi Rusia și Australia. Prima serie îi aduce la start pe danezul Nils Christian Iversen, polonezul Tomas Golob, Matei Kuš din Cehia și britanicul Taivo Finda. Vă reamintim anul acesta, în loc de 5 piloți, cum era în trecut, sunt doar 4 piloți pentru fiecare național, 20 de serii în total. Fiecare concurent va evolua de cel puțin 4 ori, existând posibilitatea ca un pilot din fiecare țară să evolueze de 6 ori, în condițiile în care este folosit ca joker în locul unui coechipier la un moment dat pe parcursul competiției. Jokerul poate fi folosit o singură dată de fiecare națională, dar atunci când această națională cade la 6 puncte, la cel puțin 6 puncte în spatele liderului competiției. Abia atunci poate fi folosit jokerul o singură dată și punctele se dublează în acea serie pentru echipa care își folosește jokerul. Mai avem însă mult până în acel moment. Mari favorite, fără îndoială, Polonia și Danemarca. Vă spuneam, în istoria recentă, povestea e destul de simplă. Primele două ediții au fost câștigate de Australia, următoarele două au fost câștigate de Suedia, apoi următoarele patru au fost împărțite de Polonia și Danemarca, urmând ca următoarele trei să fie câștigate de Polonia. Și dar Polonia și Danemarca s-au impus în ultimele 7 ediții împreună, e drept, Danemarca câștigând doar 2 din cele 7 ediții, Polonia de 5 ori. Danemarca a ratat o singură dată accederea în ultimul act în cei 11 ani ai acestei competiții, în timp ce naționala Poloniei de asemenea a ratat o singură dată accederea în ultimul act în 2006, spuneam, s-a întâmplat acest lucru. Iar pentru danezii s-a întâmplat în 2009, atunci când au avut ceva probleme, danezii lotul subțire și s-au împotmolit exact în această fază a competiției. Acestea sunt țările favorite în mod normal, însă hai să le dăm o mică șansă și britanicilor, pentru că au doi piloți experimentați, Scott Nichols și Chris Harris, care, dacă prind o zi bună, se pot bate aproape cu oricine din Cupa Mondială și îl mai au pe puștul lor Taivo Finden, cel care e la un nivel destul de ridicat și este foarte, foarte apreciat, în special în campionatul Marii Britanii. De aici vin speranțele acestor britanici, însă principalele favorite sunt Polonia și Danemarca. Avem și un arbitru, putem spune, Cehia va fi echipa care nu se poate amesteca în mod normal pentru calificare, mai ales astăzi când este un singur loc pus la bătaie. Dacă erau două locuri, cine știe, poate ar fi avut o șansă, dar cu un singur loc pus la bătaie ne este foarte greu să credem că Cehia va fi echipa care va merge în finala de sâmbătă, astfel că ea va fi aici pentru a încurca celelalte țări. Arena care găzduiește aceste întreceri este o arenă ce poate găzdui 15.000 de spectatori. Sunt foarte puțin prezenți însă în această seară pentru etapa de recalificare. Cred că cea mai la îndemână explicație este aceea că echipa Suediei nu evoluează în această seară și de aceea nu sunt prea mulți amatori să-i vadă la lucru pe cei care încearcă să-și asigure prezența în finala programată sâmbătă și pe care Sportul 1 vă va oferi duminică după amiază înregistrat. Dar vă invităm și astăzi, prieteni, pe pagina de Facebook, facebook.com/sport1romania. Ne-am bucurat foarte mult că ați fost aproape de noi sâmbătă și luni și ne-ați dat tot felul de informații interesante, în special și din campionatul intern. Vom încerca să mai discutăm și astăzi și de asemenea să transmitem mesajele dumneavoastră referitoare la campionatul intern, referitoare la pronosticurile pe care poate ne le dați și astăzi. Din ce am înțeles ultima dată din dialogul cu dumneavoastră, mulți sunteți fani ai lui Emil Saifudinov. Asta
mă rog, ne bucură trufele. Vili Saifutinov este unul dintre piloții respectați în ultimul timp în Cupa Mondială și de viitor în primul rând. Sâmbătă are loc la Brăila a treia etapă a campionatului național intern, campionatului național, și așteptăm să ne confirmați ora la care va avea loc pe circuitul de la Brăila această competiție, pentru a anunța către toată lumea. Site-ul care ne-a fost indicat, facem aici o mică retrospectivă, este motospeed.ro, site-ul pe care cine vrea să afle mai multe detalii despre Speedway și despre cursele de dirt track din România și nu numai, poate să acceseze acest site. Acolo sunt tot felul de date legate de statistică sau de calendarul competițiilor interne, dar și date legate de biomecanica motocicletelor și de date din boxe, mai degrabă date care de culise. De culise și care pot să ajute pe cineva să ajungă foarte repede la zi cu informațiile legate de aceste competiții foarte, foarte spectaculoase. E bine, ne pregătim de primul start. Vor fi 20 de curse pe parcursul acestei etape de recalificare și 9-23, așa cum suntem obișnuiți în circuitul mondial individual. 20 de curse, punctajele se vor cumula, sunt asemănătoare cu cele obișnuite, atât pe australieni, urmărind de pe margine evoluția celor patru echipe implicate în această etapă de recalificare. Cu mențiunea că fiecare capitan de echipă poate folosi jokerul, ori funcție de poziționare a jokerului la finele acelei curse, punctajul se dublează, dar mențiunea este că jokerul poate fi folosit numai când o echipă se află la minimum 5 puncte în spatele echipei mai bine clasate decât ea în momentul de față. Seria 1 cu Nils Christian Iversen, Tomáš Golob, Matěj Kuš și Tayo Finder. Așadar, cehii sunt cu roșu, britanicii cu galben, danezii cu alb și polonezii cu albastru. Iată-l pe Iversen încercând să-l arunce și o face pe Tomáš Golob. Această cursă probabil că va fi întreruptă, să vedem dacă polonezul va reuși să debeajeze pista. Nu, cursa este oprită și iată-l pe fostul campion mondial din 2010 la individual, nereușind să țină motocicleta sub control, cei drept în acel viraj. Iată momentul în care Nils Christian Iversen l-a împins ușor spre în afară. Nu este vina danezului în opinia mea, ci Golob nu a reușit să mențină motocicleta pe traiectorie, poate nici nu a mai avut suficient spațiu de manevră, s-a și aplecat foarte mult și iată aici a scăpat-o de sub control și iată o filmare dintr-un unghi mai bun, nici vorbă de intenție, nu avea spațiu de manevră Iversen, plus că îi luase fața lui Golob și da, într-adevăr, polonezul este eliminat, iată, nimeni altul decât numărul 1 din echipa campioană mondială, Polonia, părăsește competiția și acest lucru nu este de bun augur pentru polonezi care vor avea de recuperat în cursele următoare. Aș prea mari speranțe, probabil măcar în două, dacă nu chiar trei puncte în debutul acestei etape de recalificare. În acest context, Iversen cu Matěj Kuš și Tayo Finden își dispută cele 6 puncte puse în joc în această primă cursă. Debut cu stângul pentru campioana mondială a ultimilor 3 ediții, echipa Poloniei, echipă ce are în palmares numai puțin de 5 titluri. De fiecare dată Tomáš Golob a făcut parte din echipa campioană mondială. Mai au două clasări pe locul secund și nici o clasare pe locul al treilea pentru echipa Poloniei până în momentul de față. Cele mai multe asemenea clasări le are Suedia, 6 la număr din 10 prezențe, cele mai multe. Dar Polonia are 5 titluri din 7 prezențe în finală, două clasări pe locul secund. Vă spuneam, ultimele 3 consecutiv la Lejno, Voiens și Gorjo. Supărat și frustrat un pic Tomáš Golob, el este motorul acestei naționale a Poloniei, șubrede în acest sezon cu destule probleme, în special
Cea mai gravă problemă este absența lui Jaroslav Hampel, cel care s-a accidentat în urmă cu aproximativ o lună și a lipsit chiar și din ultima etapă a Cupei Mondiale. Datorită acestui incident nefericit am avut parte de o adevărată surpriză. Martin Vaculic, un slovac care a luat locul lui Hampel, s-a impus la prima lui prezență în Cupa Mondială. Ce surpriză atunci, da. Și am avut ocazia să ascultăm așadar pentru prima dată de când transmitem... Imnul Slovaciei, da. Da, imnul Slovaciei, de când transmitem aici la Sport 1 Speedway. Pe Vaculic îl veți vedea și în următoarea etapă, în cazul în care Hampel nu se va reface și probabil că nu se va reface în 3 săptămâni, cât timp ar mai avea la dispoziție polonezul pentru următorul mare premiu care va avea loc în Croația. Rune Holta a fost foarte slab anul trecut și el șifonat din cauza unei accidentări. Iată că nici anul acesta nu-l vedem pe Rune Holta în lotul Poloniei și astfel că polonezii sunt cu o echipă, hai să recunoaștem, neobișnuit de slabă față de ceea ce ne-au arătat în anii precedenți, când polonezii aveau 3-4 piloți de aceeași valoare, practic, în timp ce celelalte țări puteau să pună în finală, în general, maxim 2 piloți de o valoare foarte puternică. Polonezii aveau 3 sau 4 și atunci era greu să-i scoți pe polonezi din cărți. Să nu uităm acea cursă, ne amintim cu toții, când polonezii au dărâmat recordul de victorii și de puncte într-o cursă din Cupa Mondială de Speedway, câștigând, dacă nu mă înșel, 18 din cele 25 pe atunci de serii. Câte erau la start, fiindcă erau 5 piloți pentru fiecare țară, 18 victorii pentru polonezi. Da, Golob a avut și el o sumedenie la acea vreme. Cred că din în mod normal trebuia să ia startul în 5, a luat în 6, fiind folosit și ca joker. Da, maxim înseamnă, da, 21 de puncte, da, că poate să strângă un pilot în aceste condiții. Dacă se impune în toate cursele și atunci când este joker, poate să ia 21 de puncte. Aici la Molila, pista are o lungime de 305 metri și recordul îi aparține de anul trecut lui Andreas Jonsson, cu 55 de secunde și o zecime. Nu este o pistă foarte lungă, una medie. Am avut și piste scurte de 260 de metri care... Practic erai din viraj în viraj, putem spune, un oval sau hai să spunem un cerc ceva mai turtit, în care erau aproape imposibile depășirile pe linia dreaptă. Așadar, cursa cu numărul 1 îi are la start acum, doar pe Nils Christian Iversen cu alb, apoi Matei Kuš cu roșu și Taio Finden cu galben. Acestea sunt... culorile cu care vor evolua cele patru echipe în această etapă de recalificare. Așadar, danezii cu alb, polonezii cu albastru, dar fără Tomáš Golob, cehii cu Matei Kuš în roșu și britanicii cu galben, avându-l pe Taio Finden. A plecat bine, Nils Christian Iversen o face la fel ca la startul precedent. În spatele său este britanicul Taio Finden, iar pe 3 Matei Kuš. Fiecare pilot are punctaj asigurat în absența lui Tomáš Golob. Rămâne acum de văzut care va fi ordinea finală. Startul foarte bun îi asigură locul întâi lui Nils Christian Iversen. Aici nu se pleacă în aceeași formulă ca în etapa individuală, unde culoarul roșu este la interior, apoi albastru și alb la interior, iar galbenul exterior. Vă spuneam, culorile rămân aceleași și iată o cursă fără probleme pentru Iversen, care va aduce Poloniei cel mai Danemarcei, vă rog să mă scuzați, primele 3 puncte în spatele său, britanicul Taio Finden 2 puncte și pe 3 Cehia cu un singur punct grație clasării lui Matei Kuš pe locul al treilea. Așadar, o cursă fără campionul mondial Tomáš Golob la start, după ce acesta a pierdut controlul motocicletei la startul anterior în virajul al doilea. 10 puncte a strâns în semifinala de la Bydgoszcz Nils Christian Iversen, reușind să se impună în primele două serii în care a concurat, apoi dintr-o dată a început să meargă ceva mai slab, n-a mai luat decât 4 puncte, apoi în următoarele 3 curse Nils Christian Iversen. Taio Finden la Kings Lynn, la Norfolk, în a doua semifinală pentru britanici, a colectat 8 puncte, reușind și el 2 victorii. A început cu o victorie în prima serie în care a concurat și a mai câștigat ultima cursă în care a concurat, însă în rest n-a fost foarte constant, doar 2 puncte
în celelalte două curse. Startul a făcut diferența aici, a plecat foarte bine Nils Christian Iversen și a ținut trasa pe prima linie dreaptă și apoi n-a mai privit înapoi. Britanicul Taio Finden n-a putut să recupereze deficitul. Matei Kohl și-a stat cu minte acolo și s-a mulțumit cu singurul punct pe care l-a luat. Matei Kohl care a luat 6 puncte în semifinala de la Kings Lynn din Marea Britanie, din 3 clasări pe poziția a doua. De altfel, cehii au fost foarte, foarte legați de locul 2 în semifinala de la Kings Lynn, reușind să ocupe locul al doilea de foarte multe ori, de numai puțin de 8 ori din cele 20 de curse. Cehii s-au clasat pe poziția a doua, reușind doar 2 victorii pe finalul competiției. Asta ne arată și cât de limitați sunt cehii, dar au știut cum să-și drămuiască foarte bine punctele pentru a ajunge în această fază a competiției. Și ce este cel mai important pentru cehii, și au realizat deja obiectivul. Acum să nu fim păcăliți de ce ne spunea capitanul lor înainte de startul concursului, că ei se simt foarte puternici, că speră să prindă finala. Nu, asta e așa doar de încurajare. De încurajare. Nu, ei sunt mulțumiți pentru că și-au atins obiectivul. La anul nu vor mai trebui să treacă prin recalificări. Primele 6 țări în această ediție se duc direct către faza semifinalelor în sezonul următor. Așadar, cehii sunt siguri că vor fi din nou măcar între primele 8 și anul următor. Asta este îmbucurător, în timp ce germanii și americanii iarăși vor trebui să meargă în recalificări. Iată și punctajele pe care le au echipele după prima cursă de calificare. Danezii cu 3 puncte, britanicii cu 2 și cehii cu 1 singur. Polonezii îl trimit acum în cursa a doua pe Piotr Asievici. Cehii l-au pe Josef Franz, britanicii pe Scott Nichols și danezii pe Leon Madsen. Atenție la Nichols, cel care a câștigat destule curse în acest semifinal de la Kings Lynn. 11 puncte a luat acolo, pleacă foarte bine pe interior, abandonează danezul Leon Madsen. Și cursa va fi oprită, cred, da? La normal așa ar trebui, da. Da, cursa va fi oprită. Ce de incidente în debutul acestei etape de recalificare. Miza este și ambiția sunt extrem de mari. Poate și de aici aceste greșeli de pilotaj. Aici e posibil să-i fi cedat motocicleta lui Madsen. Da, nici vorbă. No, se învârte singur. Ce eroare. Și ăștia sunt puștii pe care îi propun danezii. Leon Madsen și Jesper Jensen. Leon Madsen, iată, începe foarte slab această cursă cu o greșeală elementară. El a vrut să frâneze primul față de ceilalți piloți și apoi să taie către interior și a văzut culoarul însă blocat de britanic, de Scott Nichols, și probabil că asta l-a derutat. Da, o să speria puțin că n-avea loc să se ducă pe lângă Scott Nichols. Iată, după polonezi este și rândul danezilor. Datele problemei se echilibrează pentru că danezii câștigă, da, și britanicii cu cehii pot profita de aceste greșeli pe care le-au făcut până acum piloții celor două echipe. Vom avea așadar un restart. Timp pentru noi să vă spunem că aici la Molila, v-am mai precizat acest lucru, o localitate mică aflată în sudul Suediei, este locuită de mai puțin de 2000 de locuitori. Aici s-au înregistrat temperaturile extreme, cea mai ridicată, plus 38 de grade Celsius în iunie 1947, iar cea mai scăzută din această parte a Suediei, de minus 33,8 grade. Fiind cunoscută pentru aceste diferențe extreme de temperatură, municipalitatea a decis construirea unui termometru înalt de 15 metri în centrul așezării, iar la scurtă vreme, după ce a fost inaugurat în decembrie 2000, a fost lovit acest termometru de o mașină și a fost nevoie de a fi reînlocuită, de a fi reînlocuită acel mercur care se afla în termometru. Aici gazele au și
o foarte bună echipă de speedway, ținând cont și de organizarea pe care o au pentru acest gen de întreceri. O arenă cu 15.000 de locuri, dar cu o localitate sub 2.000 de locuitori. Însă au parte de mulți spectatori la întrecerile ce au loc pe această frumoasă arenă. Unul dintre piloții acestei formații de la Molila este chiar Darcy Ward, cel despre care tot așteptăm veștile. Într-un articol apărut ieri pe site-ul oficial al Cupei Mondiale de Speedway, se spunea că astăzi este ultima zi în care Darcy Ward va afla dacă poate să vină la Molila sau nu pentru a concura. El se află actualmente într-o clinică din Marea Britanie, dacă nu mă înșel. S-a accidentat în luna iunie, Darcy Ward. Tot vorbim de Darcy Ward pentru că este campionul mondial de juniori la un nivel, eu aș spune, asemănător sau un pic poate, mă rog, din cauza experienței mai puține, dar undeva în spatele lui Emil Saifutinov și Chris Holder este Darcy Ward în acest moment și probabil că la anul îl vom vedea și pe el în Cupa Mondială de Speedway în mod constant. Tot ne legăm de Darcy Ward pentru că dacă Darcy Ward vine și poate concura la forma pe care o știm noi de anul trecut, când l-am văzut de câteva ori în Cupa Mondială, atunci, cu siguranță, prieteni, Australia este echipa de bătut în finala de sâmbătă. Este echipa care va fi greu de dat la o parte cu Jason Crump și Chris Holder în forma în care se află în acest moment. Vă reamintim locurile 2 și 3 în Cupa Mondială, în spatele lui Hancock. Și cu Darcy Ward va fi foarte greu ca o țară să poată să învingă Australia. Vă vom anunța dacă va apărea această știre referitoare la Darcy Ward. Pentru moment, hai să vedem restartul în seria a doua. Pleacă foarte bine cehul Josef Frank și are un mic avantaj acolo. Nichols nu poate să treacă, luptă strânsă pentru poziția a doua, nu poate să treacă de polonez. Polonezul rezistă doar pentru moment. Nichols la interior a tăiat foarte bine circuitul în acel viraj, trasă diferită pentru Nichols față de polonezul Piotr Protasievich. Revine polonezul și se urcă pe poziția a doua. Lider este cehul și asta este o surpriză. Josef Franz n-a făcut mare lucru în semifinala de la Kings Lynn, a fost cel mai slab pilot al cehilor și iată-l acum lider cu un tur și un viraj înainte de final. Acum vom intra în ultimul tur de pistă. Pe doi se află polonezul Piotr Protasievich, care pare mai rapid decât cehul, dar nu găsește trasa potrivită. Se uită și în spate pentru a nu fi surpriză Scott Nichols. Ultimul viraj și cehii care au așteptat o viață parcă pentru a câștiga o cursă în semifinala de luni de la Kings Lynn. Acum câștigă în chiar a doua serie din această cursă de recalificare. 3 puncte uriașe aduse de Josef Franz și în acest moment Cehia ajunge la 4 puncte și cred că este lidera din acest clasament provizoriu. Da, un lider surprinzător, Cehia, în contextul în care atât Polonia cât și Danemarca au avut abandonuri în aceste prime două curse. Iată. Ia să vedem confirmare. Da, 4 puncte pentru Cehia, Danemarca și Marea Britanie câte 3, Polonia 2. Așadar, o cursă de o etapă de recalificare extrem de echilibrată și imediat vă vom spune cine vor fi următorii 4 piloți care vor concura. O cursă a doua extrem de strânsă, cu un duel între Piotr Sevice și Scott Nichols pentru locul al doilea, în contextul în care cehul Frank a reușit să ia fața încă de la start și și-a asigurat locul întâi. El lase 3 puncte în total în toate cele 5 curse din semifinala de la Kings Lynn de luni. Acum ia 3 puncte în prima cursă în care, iată, evoluează. Da, seria cu numărul 3, cu un favorit cert. Acesta este Nicky Pedersen, dar să nu anticipăm, pentru că l-am văzut și pe Tomaș Golub în seria de debut, ieșind în decor. Lângă danezul Nicky Pedersen vor fi cehul Aleš Drmla,
polonezul Krzysztof Bukowski și britanicul Daniel King. Nicky Patterson pleacă de la interior, de pe unul din culoarele centrale, de la interior este aleș Drâmla, Bukowski cu albastru și Daniel King cu galben. Și punctajele pe care vi le-am menționat puțin mai înainte, după primele două serii, lider Cehia cu 4 puncte, Marea Britanie și Danemarca cu câte 3, Polonia 2 puncte. Vă reamintim că Aleș Drâmla a reușit să ia 15 puncte. Iată ce spion avem în tribune, Chris Holder, venit relaxat cu o bere. Venit să vadă mâna. Ce țară va prinde finala de sâmbătă, simpaticul Chris Holder, care a concurat impecabil încă o dată în semifinale. Chris Holder a luat 12 puncte câștigând toate cursele pe care le-a încheiat, a fost descalificat într-o cursă pe care o câștigase. Da, în cele din urmă, start bun, să vedem dacă vor rezista pe pistă cei patru. Până acum, în cursele precedente, au fost doar câte 3. Lider este Nicky Patterson, spune conform așteptărilor, în spatele său britanicul Daniel King, iar pe 3 este Krzysztof Bukowski, a dispărut din imagine. Aleș Drâmla, cehul, nu se mai regăsește printre competitori și el a abandonat, așadar avem încă o cursă cu doar 3 piloți, ca și în precedentele două. Măcar a apucat să dea la o parte. Da, nu s-a mai oprit, n-a mai avut un restart. Da, o cursă, i-aș spune, aproape solitară pe care o face fostul triplu campion mondial, Nicky Patterson. Iată la ce ecart îl separă de urmăritorii săi, Daniel King și Krzysztof Bukowski, britanicul și polonezul. Și în acest context, Danemarca va veni pe prima poziție, Cehia, care era pe primul loc, nu punctează după cursa a treia. Danezii vor avea 6 puncte în momentul de față. În spatele lui Nicky Patterson, Daniel King și apoi Krzysztof Bukowski. Așadar 2 puncte pentru Marea Britanie, care rămâne pe rămâne pe locul al doilea, în timp ce Polonia urcă și ajunge la 3 puncte. Iată. Danemarca trece pe locul întâi în acest moment. 6-5-4-3. Rocadă între Cehia și Danemarca după această serie. Da, Polonia rămâne deocamdată pe ultimul loc. Nicky confirmă evoluția superbă din acest sezon. El se află pe locul 4 în Cupa Mondială individuală, obținând o victorie la Praga în Cehia și reușind să se califice în semifinale în 5 din cele 6 etape. Vă reamintim, suntem la jumătatea sezonului Cupei Mondiale. Și Nicky Patterson se află pe locul 4 cu 72 de puncte, 87 are campionul mondial în titlă Greg Hancock, 78 au cei doi australieni Jason Crump și Chris Holder, aflați la egalitate pe poziția a doua. Apoi Golub are 64 de puncte pe locul 5, Fredrik Lindgren, oarecare surpriză, se află pe locul 6 cu 63 de puncte, suedezul. Iar Emil Saifudinov are 58 de puncte, se află pe locul 7. Un pilot rus iubit, se pare foarte mult la noi în țară, dar care anul acesta are ceva subconștient, o frică pe care nu o poate îndepărta, un obstacol de care nu poate trece, deși concurează impecabil în calificări. Atunci când se ajunge la semifinale, e urmărit de ghinion, dar și de acest element neașteptat. Frica s-a instalat în sufletul lui Emil Saifutinov, după ce a lipsit un an din competiție, aproape un an, Emil Saifutinov nu se regăsește, anul trecut a terminat doar pe locul 7 Cupa Mondială, iar acum se află tot pe locul 7 și n-a reușit să acceadă nici măcar o dată în acest sezon, în finală, în condițiile în care a prins 5 semifinale. Nici măcar o dată n-a reușit să prindă finala, deși, repet, în calificări mergea foarte bine, apoi în semifinale ori rata startul, ori a căzut, ori a fost descalificat. Să vedem, a fost o victorie de moral pentru Rusia și pentru Emil Saifudinov în acest semifinală cu numărul 1 de la Bydgoszcz și poate această Cupa Mondială pe Națiuni să-i dea lui Emil Saifudinov acea încredere de care are nevoie. Seria 4 acum cu Lucas și Drâmla pentru cehi, Chris Harris, Michael Jespen Jensen și
Janowski pentru polonezi, a plecat excelent Chris Harris. Britanicul e lider. După acest prim viraj la interior, vine acolo tânărul Michael Jespen Jensen, cască albă pentru Danemarca. Pe locul 3 se află Lucas Drâmbla. Vine la interior însă Janowski și trece pe poziția 3-a pentru Polonia. Lider este britanicul în continuare. Chris Harris, foarte slab în acest sezon în Cupa Mondială individuală, este pe locul 15 în Cupa Mondială, însă a mers impecabil în semifinala de la Kings Lynn în Cupa Mondială pe Națiuni. Este atacat acum și depășit la interior de surprinzătorul Michael Jespen Jensen. Puștul danezilor revine, însă britanicul și-l scoate mult în exterior pe danez. Oh, ce bătălie! Ultima linie dreaptă. Intrăm acum și în ultimul viraj. La interior va încerca din nou britanicul. Câștigă danezul. Ce cursă, cea mai spectaculoasă de până acum, un duel pentru locul întâi între acest Michael Jespen Jensen și Chris Harris. În cele din urmă, micuțul danez are câștig de cauză în fața mult mai experimentatului Chris Harris și aduce Danemarcii alte 3 puncte după ce anterior o făcuse și fostul campion mondial Nicky Pedersen. Și vedem cum se modifică clasamentul după ce Lucas Drâmbla n-a adus niciun punct cehiei. Britanicii au 2 și rămân la tot atâtea distanță de danezi care se instalează în frunte. Polonia egalează Cehia în momentul de față, dar sunt deja la 5 lungimi față de ocupanții primului loc, piloții danezi. Iată-l pe cel care a adus alte 3 puncte, Danemarcii, în partea a doua acestei curse, a avut tupeu în sensul bun acest Michael Jespen Jensen și l-a depășit pe Chris Harris, cel care părea să fi scăpat în câștigător la un moment dat. El a luat doar 8 puncte în semifinala de sâmbătă de la Bydgoszcz și o singură victorie pentru Michael Jespen Jensen, în timp ce Chris Harris la Kings Lynn luni a luat 17 puncte pentru Marea Britanie, fiind folosit de drept în 6 curse și ca joker odată, dar câștigând 4 din cele 6 curse. Și dar e o victorie mare pentru puștul Michael Jespen Jensen și îl vedem pe antrenorul danez. Din nou la Molina, prieteni, pentru cursa de recalificare pentru finala de sâmbătă. Un singur loc pus la bătaie. Suedia, Rusia și Australia sunt deja calificate pentru finala Cupei Mondiale din 2012 la Speedway. Astăzi Danemarca, Marea Britanie, Cehia și Polonia, conform semifinalelor, se bat acum pentru ultimul loc pus la bătaie. Start foarte bun pentru danezi, 3 victorii în cele 4 curse de până acum, 3 victorii pentru danezi, pentru Nicky Pedersen, Michael Jespen Jensen și Nils Christian Iversen. Leon Madsen este cel care însă n-a putut să-și termine cursa, cine știe, poate s-ar fi impus și el. 9 puncte pentru Danemarca, 7 pentru Marea Britanie, care a început bine, dar n-a obținut nici măcar o victorie, 3 clasări pe poziția a doua pentru britanici. Cehii au 4 puncte cu o victorie surprinzătoare a lui Josef Frank, iar Polonia are doar 4 puncte. Aceasta este marea surpriză, Polonia fiind echipa care a câștigat ultimele 3 ediții ale Cupei Mondiale și care, o mai spunem o dată, a ratat o singură dată calificarea în finală în 11 ani de când s-a trecut la acest format în Cupa Mondială pe Națiuni în 2006. O singură dată n-au prins careul de aș polonezii. S-ar putea că astăzi să se întâmple din nou acest lucru. Sunt deja în pericol polonezii, dar dacă pică la 6 puncte, cred că nu vor ezita și își vor folosi jokerul foarte repede în acest concurs și există șansa să pice la 6 puncte după această cursă, pentru că Nicky Pedersen e marele favorit al seriei cu numărul 5, al doilea favorit ar fi Chris Harris, în niciun caz Piotr Protasievich, reprezentantul Poloniei. Da, într-adevăr, la prima vedere, de remarcat faptul că după prima manșă a calificărilor, Marea Britanie a punctat de fiecare dată când a avut piloții în cursă, chiar dacă n-a obținut nicio victorie. La capitolul ăsta,
Danezii stau cel mai bine cu 3 victorii din 4. Polonezii au avut 2 clasă pe locul al 3-lea și un loc 2. Și să vedem ce ne rezervă cursa cu numărul 5, cu Nicky Pedersen plecând foarte bine, cu cască de culoare albă, vin la interior cu roșu Matei Cuș, însă se dezechilibrează cehul și profită imediat Chris Harris, care îl secundează pe Nicky Pedersen. Al treilea este Protasievici, iar ultimul Matei Cuș. Se pare că în cele din urmă lucrurile încep să revină la normal după cele prime abandonuri în debutul acestei etape de recalificare, și anume Cehia este outsider a acestei competiții. Danemarca și Polonia par să-și dispute prima poziție pe terei britanicii, care pot încurca lucrurile. Deocamdată Chris Harris este al doilea și îl presează pe Nicky Pedersen, este în spatele fostului campion mondial. Iată-l pe Nicky Pedersen în continuare lider, ultimul viraj. Chris Harris cu galben încearcă o manevră de final, dar nu reușește mai mult decât un loc, 2 pe 3 Protasievici și pe 4 Matei Cuș. Încă avem o cursă în care cehii nu au punctat. Au avut 2 până acum și deocamdată se mențin pe locul al treilea, grație acelei victorii pe care a obținut-o surprinzător Iosef Franca. Iată și confirmarea rezultatelor. Nicky Pedersen, a doua victorie consecutivă, aduce alte 3 puncte Danemarcei. Chris Harris pe 2, Piotrasevici pe 3 și Cehia va ocupa acum ultimul loc. Doar 4 puncte rocadă cu Polonia, care însă, iată, este la 7 lungimi distanță de liderul Danemarca. Marea Britanie are și ea 4 puncte avans față de Polonia și cred că Polonia, vă reamintesc, campioana ultimelor 3 ediții, ar cam trebui să folosească jokerul, să vedem în ce serie va face acest lucru. Poate între timp și Tomaș Golob va reuși să câștige. El are o serie, putem spune, ușoară, următoarea, în care va concura alături de Michael Jepsen Jensen, Josef Frank și Daniel King. Apoi Tomaș Golub trebuie să mai găsească tot așa o serie ușoară cu piloți mai puțin experimentați pentru a putea avea șanse mari de a folosi la maximum jokerul. Vă spuneam, punctajul se dublează în funcție de clasarea pilotului în acea cursă. Eu cred că sunt șanse foarte mari să-l folosească chiar acum polonezii jokerul, chiar în această serie pe Tomaș Golub, dacă vrea să riște antrenorul Poloniei. Dar nu, nu vrea momentan și lasă pe Golub să termine prima cursă a lui astăzi. Era, da, și un risc. Să vedem ce face, dacă e în formă sau nu. E un mare premiu, mă rog, e o recalificare dificilă pentru aceste țări, însă în același timp cine supraviețuiește din această recalificare are un avantaj în fața echipelor care vin în finala de sâmbătă, pentru că au concurat pe această pistă în regimul unui concurs cu calificarea pe masă, cu o miză importantă. Așadar, din acest punct de vedere, fie că se duce Polonia, fie că se duce Marea Britanie sau fie că se duce Danemarca în finală, una din aceste țări va avea un avantaj în fața Suediei, Rusiei și Australiei. Poate nu neapărat în fața Suediei, pentru că teoretic suedezii cunosc foarte bine acest circuit, însă una este să te antrenezi cu 48 de ore înainte de finală pe acest circuit și una este să concurezi cu 48 de ore înainte de finală în regim de cursă. 4 victorii până acum pentru danezi în 5 curse, 4 clasări pentru britanici pe poziția a doua în 5 curse. Polonia nu are nicio victorie, Marea Britanie nu are nicio victorie. Lucrurile se vor schimba după această cursă. Plecat excelent, însă Josef Franz, Tomaș Golub este ultimul. Bine că n-a folosit jokerul aici antrenorul Poloniei. Golub este ultimul, prieten Daniel King, britanicul, este al treilea. Lider este puștul Michael Jepsen Jensen, care după victoria în fața lui Chris Harris în prima cursă în care a concurat acum nu are nicio problemă cu acest pluton, unde nici măcar nu mai putem să-l recunoaștem foarte bine pe Tomaș Golub. Au aruncat cu scură în el piloții din fața lui, l-au murdărit rău de tot pe campionul mondial din 2010, care își pătează și el imaginea destul de rău după această serie, în cazul în care nu ia niciun punct dintr-o cursă cu niște piloți anonimi. Josef Franz, Michael Jepsen Jensen și Daniel King, danezul, este
deja cu un viraj în fața tuturor și câștigă fără probleme a cincea victorie pentru Danemarca în 6 curse. Polonia nu ia niciun punct avându-l la start pe Tomasz Golub și în acest moment Polonia este într-o prăpastie foarte mare, nu știu cum pot ieși de acolo. Da, surprinzător că liderul echipei, Tomasz Golub, nu a reușit în cele două curse în care a evoluat până acum să câștige niciun punct, practic o gaură mare pe care o are campioana mondială și după cum evoluează lucrurile, este posibil să asistăm la o altă ratare a prezenței campioanei mondiale. Iată, Cehia și Polonia fac din nou rocardă pe ultimele două locuri. Britanicii rămân la 4 distanță de a treia clasată, în timp ce danezii se distanțează în clasament. Iată, două victorii, atât pentru Michael Jepsen-Jensen și Nicky Pedersen. Rămâne ca Nils Christian Iversen să repete, să imite pe cei doi. A avut curaj acolo, era prins între Mantinelă și aici, să știi, Daniel King l-a scos foarte mult în exterior, da. În primul viraj pe Golub, acesta a încercat să evite acroșajul și n-a mai avut cum să accelereze, practic. Da, mă rog, asta nu explică faptul că în următoarele 3 ture și jumătate n-a putut măcar să încerce o depășire a pilotului britanic sau a pilotului ceh. Da. Existau înainte acestei ediții a Cupei Mondiale 3 țări care rataseră calificarea o singură dată în cei 11 ani ai Cupei Mondiale pe națiuni, Suedia, Danemarca și Polonia. Nimeni nu reușise să se califice de fiecare dată în finală. Aceste 3 țări rataseră doar o singură dată. E bine, Suedia este automat calificată în finala din 2012, însă se pare că Polonia va rata pentru a doua oară calificarea. Danemarca are șansa și ea să rămână doar cu o singură calificare ratată, cea din 2009. S-au desprins ușor-ușor și danezii cu 5 victorii în 6 curse. Singura înfrângere a fost în cursa în care a fost descalificat Leon Madsen. Să vedem acum dacă Nils Christian Iversen îi va imita pe Nicky Pedersen și Michael Jepsen-Jensen cu câte 2 victorii. Îi va avea ca adversar pe Scott Nichols, Maciej Janowski și Aleš Drmbla. Teoretic o serie în care Iversen ar putea să câștige, pleacă de pe culoarul al treilea în momentul de față. Nu este o poziționare foarte rea, ținând cont de caracteristicile acestei piste de la Molila, o pistă având o lungime de 343 de metri. Și mă uitam, Danemarca are 4 piloți în Cupa Mondială individuală în acest sezon, nici decât Nicky Pedersen este aici, Kenneth Bjerre nu, Hans Andersen nu și Bjarne Pedersen nu, a ales Rune Holta nu. Da, la danez mă refer, a ales antrenorul logașcă destul de tânără, condusă de Nicky Pedersen. Da, și în contextul în care Nicky nu a evoluat în prima semifinală, acum a plecat bine Iversen și are șanse mari de a mai aduce încă o dată punctaj maxim Danemarcii. În poziția a doua este polonezul Janowski, iar pe 3 Aleš Drmbla, cehul, pe 4 Scott Nichols, revine însă britanicul pentru scurtă vreme pe poziția a treia, nici el nu pare într-o foarte bună dispoziție de concurs, este pe ultimul loc, Drmbla în fața sa și da, nici Scott Nichols nu are materialul de concurs cel mai bun și abandonează cu un tur înainte de finalul acestei a șaptea serii. Conduce Nils Christian Iversen, iată pe Scott Nichols ieșind de pe pistă și ultimul viraj cu piloții ce punctează în seria cu numărul 7, Maciej Janowski din Polonia pe locul al doilea, Aleš Drmbla pe 3, Scott Nichols abandonează, câștigă Nils Christian Iversen și danezii au 6 victorii în 7 curse în momentul de față. Putem spune că sunt aproape ca și calificați în finală. Tehnicianul danez a ales bine până la urmă în acea semifinală în care și-a lăsat piloții mai tineri. Iversen nu este la prima tinerețe, să spunem asta, însă ceilalți erau piloți doar tineri, Leon Madsen, Michael Jepsen-Jensen și Michael B. Jensen. Ceilalți piloți
Nicky Pedersen, Bjarne Pedersen, Hans Andersen și Kenneth Bjerre lăsați pe din afară la prima semifinală pentru ca aceștia să capete experiență. N-a contat, se pare, ca echipa să meargă neapărat în finală. A contat doar ca acești piloți tineri să capete experiență și iată că fără Nicky Pedersen au fost aproape de calificarea directă, vă reamintim, la doar două puncte de Rusia în acea semifinală puternică cu Polonia, Rusia și Statele Unite. Acum îl primesc pe Nicky Pedersen și concurează impecabil piloții danezi aici la Molila. E decizia logică pentru că Bjarne Pedersen, Hans Andersen și Kenneth Bjerre sunt piloți care evoluează foarte slab în acest sezon în Cupa Mondială. Sunt pe locurile 12, 13 și 14. În acest moment doar Chris Harris e mai slab decât acești trei piloți dintre piloții care concurează în fiecare etapă a Cupei Mondiale. Excludem aici wildcard-urile competițiilor. Așadar, a riscat antrenorul danez, a încercat o întinerire a lotului și până aici rezultatele sunt minunate pentru Danemarca, care se anunță o echipă chiar greu de bătut și în finală, foarte bine compartimentată. Prima țară care se hotărăște să folosească jokerul, prieteni, hai să vedem ce țară Polonia folosește jokerul. Polonia, da. Are 7 puncte la egalitate cu Cehia. Marea Britanie pe 2, la 8 puncte distanță de Danemarca. Ceea ce înseamnă că ar trebui să fie Chris Harris aici? Nu, să ai Ofinden, teoretic. Mă gândeam că l-au înlocuit pe Ofinden cu Chris Harris, dar pe de altă parte nici Chris Harris n-a mers foarte bine în acest concurs. Da, Ofinden are o serie accesibilă cu Christoph Bukowski din Polonia, cehul Lukas Drumla și Leon Madsen pentru Danemarca. Da, să vedem. Are cască galbenă Thai Offender, să vedem de pe ce culoare, cred că pleacă de pe culoarea 3, ceea ce este o alegere nepotrivită din punctul meu de vedere. Culoarea 3 este cel mai deficitar în general în Cupa Mondială, nu se obțin prea multe victorii de pe culoarea 3 și nici astăzi nu s-a câștigat vreodată până acum de pe culoarea al 3-lea. Din acest punct de vedere, nu, dar pleacă de pe culoarea 2 totuși Thai Offender, unde s-a câștigat cel mai mult azi de pe culoarea al 2-lea. Au venit 4 din cele 7 victorii. Mă rog, ar trebui de fapt să urmărim graficul cu piloții danezi, pentru că de unde au fost piloții danezi, de acolo s-a câștigat în mare parte până acum. Thai Offinden, puștul danezilor, vicecampion mondial la juniori, Thai Offinden, foarte apreciat în campionatul britanic, în semifinala de la Kings Lynn a adunat doar 8 puncte, însă n-a mers foarte bine, ținând cont că știa destul de bine acel circuit. Hai să-l vedem însă aici și la Molila ce face într-un moment în care are șansa să readucă în luptă Marea Britanie, în lupta pentru calificarea pentru finală. Pleacă excelent, Thai Offinden, star perfect pentru acest puști, vine pe exterior polonezul, nicio șansă, Thai Offinden cu un avantaj uriaș, polonezul Bukowski este pe locul 2, în timp ce danezul se află în acest moment pe poziția a treia, depășindu-l pe pilotul ceh Lukas Drumla. Oh, ce mișcare pentru Bukowski acolo în duel cu Lukas Drumla. Drumla se cațără pe locul 3, ultimul este Leon Madsen. Vă reamintim, singurul danez care n-a obținut victoria până acum în cele 7 curse este Leon Madsen și se pare că nu va obține nici măcar acum mai mult, nu va lua niciun punct, se pare, Leon Madsen. Pe 2 se urcă, rezistă, pardon, în continuare polonezul Bukowski, pe 3 este Lukas Drumla, în timp ce cehul, în timp ce britanicul este lider și are șansa să ia 6 puncte. Thai Offinden în ultimul tur de pistă va aduce 6 puncte pentru Marea Britanie. Danemarca termină pe ultimul loc și astfel Marea Britanie vine la doar 2 lungimi în spațele Danemarcei. Ce răsturnare, prieteni, când credeam că Danemarca este deja calificată, britanicii mai aduc aici o urmă de îndoială. Da, se pare că le-au ieșit din plin calculele britanicilor, inspirat această alegere a jokerului în seria cu numărul 8. Thai Offinden n-a avut oponenți pe măsură și iată 6 puncte. Vă spuneam, se dublează punctajul în funcție de clasarea pilotului. Bukowski termină pe locul al doilea, iar cehul Aleș Lukas Drumla termină pe locul al treilea. Niciun punct pentru Danemarca și de unde aveau 8 avantaj, danezii acum mai au doar 2 după ce Marea Britanie a reușit o victorie dublată
grație succesului obținut de Tai Offender și iată datele problemei se echilibrează, dar în același timp danezii și cu britanicii se distanțează de Polonia și Cehia, care rămân în continuare pe pozițiile 3 și 4, având 9 și respectiv 8 puncte. Danemarca lider cu 18, Marea Britanie pe 2 cu 16, pe 3 Polonia cu 9 și Cehia pe ultimul loc cu doar 8 puncte. Se respectă până acum rezultatele înregistrate în primele două manșe, în sensul că Nicky Pedersen, Mikkel Jensen și Nils Christian Iversen au obținut câte două victorii pentru Danemarca, niciun punct pentru Leon Madsen. Prima victorie pentru britanici, de acel victorie importantă pe care a obținut-o Tai Offender, și ne întoarcem după o scurtă pauză cu alte calcule. Marea Britanie a obținut prima victorie în cursa cu numărul 8, într-un moment în care antrenorul Marii Britanie a avut inspirație și a folosit jokerul. Punctele s-au dublat, victoria i-a aparținut lui Tai Offender și astfel Marea Britanie rămâne în lupta pentru calificarea în finala de sâmbătă. Două puncte diferență, două puncte avantaj pentru Danemarca, care a câștigat 6 din cele 8 curse de până acum. Singurele înfrângeri, singurul pilot practic care n-a punctat în cele două curse în care a evoluat este Leon Madsen. Cu adevărat veriga slabă acestei formații. Polonia are doar 9 puncte până acum, campionul mondial din 2010, motorul echipei, în mod normal Golub nu are niciun punct până acum în cele două curse. Așteptăm și momentul în care Polonia și va folosi jokerul. Cehia are 8 puncte, dar mă rog, Cehia nu ne surprinde, este la locul așteptat de toată lumea. Pe pagina de Facebook, Nicușor ne saluta și ne spunea că, din păcate, etapa a treia, care urma să se desfășoare sâmbătă la Brăila, etapa a treia din campionatul Inter, s-a amânat pentru o dată, momentan încă neștiută. Rămâne însă în vigoare, ne spune, etapa a doua la campionatul de perechi. Prima etapă a avut loc pe 30 iunie, dacă mi-amintesc bine. Și etapa a doua ar trebui să aibă loc, sper să-mi confirme Nicușor, pe 21 iulie, așadar nu sâmbăta aceasta, sâmbăta viitoare. Timp ce Norbert ne spunea că Danemarca este favorita calificării pentru finala de sâmbătă, așteptăm în continuare pe prietenii noștri pe pagina de Facebook și întrebăm dacă mai cred că Polonia poate reveni în cele 12 curse care au mai rămas de desfășurat din această cursă de recalificare. Nu sunt nori amenințători, deși a plouat la King's Lynn, iată că aici în Suedia nu avem probleme. Se pare că norii care erau anunțați au cam dispărut de pe cerul din micuțul orășel din Suedia, Målilla. În mod normal însă, regulamentul spune că dacă 12 serii s-au închis din cele 20 în Cupa Mondială pe Națiuni în acest sezon, rezultatele vor fi omologate, așadar chiar dacă va ploua după cursa a 12-a și cursa va fi întreruptă, rezultatele de până în acel moment vor rămâne în vigoare și astfel cursa va fi încheiată acolo și în mod normal nu are cum să înceapă ploaia în următoarele 10 minute, în așa fel încât pista să fie afectată, încât să nu se termine următoarele 4 curse. S-a plecat acum în seria a noua, acolo unde concurează pentru polonezi Bukowski. Lider este surprinzătorul polonez, în locul 2 se află în momentul de față danezul Mikael Jensen, cel care a obținut două victorii la primele două curse. În mod convingător a câștigat în fața lui Chris Harris și apoi în seria a doua l-a avut adversar chiar și pe Golub. Pe 3 este Scott Rickards, foarte slab merge veteranul britanic, care nu are decât un singur punct adunat până acum în această competiție în două curse. Pe ultimul loc se află Matei Kuș, ultimul tur de pistă, victorie prima pentru polonez, care vine de la Krzysztof Bukowski. O mare, mare surpriză și Polonia, cine știe, prieteni, poate să aibă parte de acea răsturnare pe care noi am mai văzut-o în trecut. Polonezii au
câțiva mecanici extraordinari ghidați din umbră de Tomaș Golub și reușesc să-și facă setările foarte bine. Pe parcursul competiției fac ajustările foarte bine polonezii în general și poate vor găsi angrenajul perfect de acum înainte. Cert este că această victorie cântărește destul de mult, mai ales pentru moralul polonezilor, care reușesc să mai strângă un pic diferența și nu uitați, au încă acel joker la dispoziție. Da, au fost 8 curse, până acum nicio victorie pentru Polonia, abia într-a noua a reușit acest mai puțin cotat Krzysztof Bukowski să obțină cele din tâi puncte maxime pentru campioana mondială, în contextul în care în echipă se regăsește și Tomaș Golub, dar cred că la pariuri, dacă am fi găsit niște cote sau această opțiune, această variantă că Tomaș Golub nu va puncta în primele două curse, cred că se puteau câștiga bani foarte mulți. Ei bine, deocamdată cursele de speedway nu figurează în programul caselor de pariuri. Danezii au terminat pe 2 și la general aceste două puncte pot conta foarte mult. Acum Danemarca are 20 de puncte, Polonia 12, Marea Britanie 17, Cehia 8 și urmează seria cu numărul 10, în care îi vom vedea evoluând pe Taiwo Fintan, cel care a folosit la maximum jokerul în manșa anterioară, apoi pe Maciej Janowski, Nicky Pedersen și Josef Prank. Să vedem acest duel între Nicky Pedersen și Taiwo Fintan. Danezul a obținut victorii în cursele precedente în care a evoluat. Taiwo Fintan o victorie și un loc 2, așadar doi dintre cei mai în formă piloți ai momentului în această etapă de recalificare, iată și punctajele. Și să știi că nu s-a câștigat până acum de pe culoarul de unde pleacă Nicky Pedersen, așadar e o șansă al treilea, aici, da? Culoarul al doilea, da? E o șansă aici pentru Taiwo Fintan, care pleacă de pe culoarul întâi. Cel mai favorizat culoar până acum a fost al doilea, cel care a adus 5 victorii, culoarul 3, unde stă Nicky Pedersen. Acum n-a adus decât 3 clasări pe poziția a doua, dar n-a adus nicio clasare pe ultimul loc, măcar, culoarul lui Nicky Pedersen, culoarul 3. Da, o fiind în... dacă va reuși să obțină victoria în fața lui Nicky Pedersen sau o clasare, mai bine zis, în fața sa, mai strânge punctajul la general. Pleacă bine de pe exterior și Josef Frank cu galben este o Fintan, îl devansează pe Janowski, aflat în poziția a doua. Nicky Pedersen era ultimul la un moment dat, a urcat însă pe locul al doilea, însă este presat acolo cu albastru de Janowski și polonezul cât pe ce să abandoneze. Oricum, o Fintan este în fața lui Nicky Pedersen, însă cursa nu s-a încheiat, polonezul este pe 3, pe 4, Josef Frank, acesta practic nu contează în disputa pentru puncte în această serie cu numărul 10. Se desprinde Taiwo Fintan, ce pare să devină nou lider al echipei britanice. Nicky Pedersen își conservă poziția a doua pe acest ultim tur de pistă, însă revine polonezul Janowski, să vedem dacă va tăia spre interior. Urmează ultimul viraj care poate decide ocupații pozițiilor 2 și 3 și nu se mai întâmplă nimic. Câștigă o Fintan și iată, lupta pentru primul loc se mai strânge puțin. Seria victorilor pe care le-a obținut danezii a fost întreruptă mai întâi de polonezi, acum de britanici. O Fintan, două victorii consecutive, cel mai bun punctaj din echipa insulară. Și iată-i pe suporterii formației britanice. Danezii au 22 de puncte, britanicii 20, polonezii vin pe 3 cu 13, iar cehii rămân pe ultimul loc cu 8 puncte și ar putea fi momentul ca și echipa cehii să folosească jokerul, dar acum depinde în ce context și ce șanse vor avea la a obține cât mai multe puncte odată cu folosirea acestui joker. Urmează cursa cu numărul 11, o Fintan într-o bună dispoziție de concurs. O Fintan surprinzător la King's Lynn, pe un circuit pe care îl cunoaște mult mai bine, a luat doar 8 puncte.
Astăzi deja a strâns 11 puncte din 3 curse până acum Tyler Finden, iar aici a fost o mișcare absolut murdară a lui Nicky Pedersen. Păcat că Janowski n-a căzut, pentru că Nicky era eliminat. Aici a fost contact, a încercat să-și păstreze acolo cât de cât echilibrul pilotul polonez Janowski, dar astfel a fost încetinit sau dezechilibrat, a pierdut un tempo și Nicky Pedersen l-a depășit. Dacă acolo ar fi căzut Janowski, cred că Nicky Pedersen era eliminat din această cursă și s-ar fi dat un restart. Rămâne viclean Nicky Pedersen, poate merge aici cu câțiva piloți necunoscuți și mai tineri, mai neexperimentați în finala de sâmbătă. Nu se vor da la o parte, cu siguranță nu rușii. Vine prietenul lui de fiață, Saifutinov. Și nici Chris Holder, mi se pare că nu mai place foarte mult pe Nicky Pedersen. Nici Chris Holder. Oricât de amiabil ar fi Chris Holder, în mod normal, l-a scos din minții acum vreo două mari premii Nicky Pedersen pe australian. Aici îi mai merge cu Janowski, cu Bukowski, mai poate să facă Nicky Pedersen astfel de manevre. E un punct de s-a pierdut de Polonia, un punct care ar fi contat destul de mult. E bine însă că s-a echilibrat această cursă pentru spectacol, prieteni. Păreau danezii că au scăpat în câștigătorii după șapte curse, câștigând șase în cele șapte curse. Acum însă, iată, lucrurile sunt ceva mai echilibrate și urmează la start Tomasz Golub, campionul mondial din 2010, de 5 ori campion mondial cu echipa Poloniei. Pleacă de la interior, ar fi cazul ca Golub să se impună. Și nu ar fi cazul, este stringent, este urgent pentru polonezi să obțină victoria aici. Tomasz Golub, e necesară această victorie pentru ca polonezii să mai spere la calificare. Nu folosesc jokerul nici aici și totuși bine fac, pentru că nu știi la ce te aștepți de la Golub în acest moment, chiar dacă are o serie cât de cât acceptabilă și culoarul este unul destul de bun, culoarul întâi. Golub n-a arătat nimic până în acest moment. 4 victorii de pe culoarul 1, 5 de pe culoarul 2, o singură victorie de pe culoarul 4, cel exterior, și nicio victorie de pe culoarul al 3-lea. Seria cu numărul 11, prieteni, la start, Golub, Leon Madsen, Aleš Dubla și Chris Harris. Pleacă senzațional Golub de această dată, dar de start furat însă de cineva. Drumla este cel care a mișcat la start, să vedem dacă va fi și eliminat, funcție dacă a atins banda elastică sau nu. Vedem. Oh, l-a mustat. Cred că va fi un restart cu toți piloții, dar era cât pe ce să fie eliminat. Bine, nu că ar fi contat foarte mult clasamentul general, dacă drumla ar mai fi concurat sau nu. Da. Nu, va fi un restart. Nu sunt luminile aprinse nicăieri, ba da, se aprinde. Din păcate, da. Pentru cehi. Da. Târziu s-a aprins beculețul roșu, nu-i vine să creadă lui Drumla. Dar nu conta pentru cehi, conta pentru spectacolul ăsta, pentru că dacă cehii mai fură câte un punct, mai ajută la clasament în acest moment, mai ales dacă reușesc cumva să mai se strecoare în fața britanicilor sau în fața danezilor și polonezii câștigă o cursă, atunci îi ajută pe polonezi care momentan sunt la o distanță destul de mare de primele două țări. Pe de altă parte îi ușurează întrucâtva misiunea lui Tomasz Golub, care pleacă de la exterior, îl are doar pe Leo Madsen, singurul pilot care nu a punctat pentru danezi până acum și poate fi, cred eu, mai ușor depășit. Chris Harris este cu galben, îl vedem în imagine, nu-l va avea pe Drumla în stânga sa. Dar Chris Harris se avantaja mult de acest lucru, va putea să taie mai ușor către interior, fără un adversar acolo. Mai ales că de multe ori culoarul exterior este blocat chiar de culoarul al treilea. Ambele culoare încercând să taie către interior în primul viraj datorită poziționării destul de proaste. Iată-l pe Tyler Finden. 11 puncte pentru Tyler Finden până acum. Toți mecanicii lucrează și ne ajută. Este o întâlnire foarte dificilă și încercăm să luptăm în continuare, spune Tyler Finden. Lot of insides to go before the finish. It's going to play into your hands a little bit possibly.
Yeah, maybe. Gate 2 is spot on, you know. Rolul al doilea este unul foarte favorabil, spune Taio Fiedler. Să întrebați, spuneam că vor fi avantajați britanici și partea a doua a concursului, pentru că au de multe ori culoarul interior sau culoarul al doilea prin acea permutare aleatorie, da, a tragerii la sorți. Sperând, echipele concurează de pe aceeași culoare, însă se pare că britanicii în partea a doua a concursului vor avea abia acum avantajul acestor culoare, pe care poate danezii au avut și am fost atent la început, poate danezii au avut culoarele întâi și doi de multe ori. Așa ar fi explicația pentru numărul mare de victorii al danezilor. Trebuie la stă pe margine și așteaptă acum cehii, totuși își ating obiectivul și se califică pentru semifinalele de anul următor. Asta este important pentru ei, pentru că acum 2 ani ei au mers din recalificări către semifinale. Anul acesta au prins semifinalele fără recalificări, pentru că un loc a fost oferit gratuit Suedia, mergând direct către finală și ne-a mai concurat în semifinale, astfel că s-a mai eliberat o poziție pe care au luat-o cehii. Altfel ar fi trecut iarăși prin recalificări, de aceea a ajuns Germania, practic, în semifinale, altfel probabil tot cehii ar fi fost în semifinale, dar după curse de recalificări. Mă uitam însă peste naționalele mai slabe din Cupa Mondială și în top 16 de la reinventarea acestei Cupe Mondiale pe Națiuni din 2001, nu există Slovacia. Sunt țări precum Franța sau Italia pe care nu le-am văzut până acum în semifinale. Dar și Italia găzduiește un mare premiu. Slovacia nu este. Și Slovacia, iată, are un câștigător de etapă în Cupa Mondială acum în Vakolik, dar nici măcar în recalificări nu s-a poziționat până acum. Există Slovenia, de exemplu, dar nu există Slovacia. În schimb, americanii l-au avut pe campionul mondial în componență, Greg Hancock, și nu a reușit să treacă de etapa semifinală. Au avut o semifinală grea cu rușii, cu danezii și cu polonezii și, mă rog, n-au echipă, hai să fim sinceri. Da. Hancock a luat 16 puncte, echipa a luat 23 în total. Da. Au mai adus de peste ocean un campion mondial din 1996, celălalt campion mondial american, l-au adus pentru această Cupă Mondială. Era retras din activitate din 2007, mai concurat doar în America. Da. 42 de ani, era așa, trecut prin viață, așa. Bine, părea. Nici Hancock nu e mai tinerel. Da, la Hancock, da. Măcar s-a măcar era activitate, da. Iar acest campion mondial n-a luat decât 3 puncte în această sesiune, a fost campion mondial. Oricum, n-a venit degeaba. Iată seria cu numărul 11, la intrarea în cel de-al doilea viraj, rămâne Tomáš Golo pe prima poziție, însă Harris s-a dovedit destul de rapid. Al treilea, Leon Madsen, ar fi o șansă pentru danez să câștige și el un punct în contextul în care Aleš Drmla a fost eliminat. Golob în cele din urmă alege trase mai largi pentru a nu intra într-un contact nedorit cu Chris Harris și astfel campionul mondial poate obține primele sale puncte în această etapă de recalificare. Sunt importante pentru Polonia în contextul în care danezii vor puncta doar o singură dată, iar britanicii se vor apropia de danezi la doar un singur punct, iar polonezii vor urca la 16 după configurația acestei a 11-a curse. Câștigă Tomáš Golob, finalmente campionul mondial, aduce primele puncte echipei sale. Pe locul al doilea, Chris Harris, și pe trei, Danemarca, grație lui Leo Madsen și faptului că Aleš Drmla a fost eliminat. Iată, lupta pentru primul loc începe să se strângă din ce în ce mai mult după cursa cu numărul 11. Acum Danemarca are 23 de puncte, Marea Britanie 22, Polonia ajunge la 16, iar Cehia este doar pe ultimul loc cu 8 puncte. O singură victorie pentru Cehia. Polonezii obțin 2 grație lui Tomáš Golob, după ce Cristo Bukovski a punctat tot în această a treia manșă. Faptul că n-a avut om pe culorul al treilea l-a ajutat foarte mult pe Chris Harris, care a plecat impecabil și era să fie lider după prima linie dreaptă. I-a tăiat calea acolo, însă Tomáš Golob și-au făcut ajustările polonezii, cel puțin așa mi se pare, sunt mult mai rapizi, până și piloții slabi sunt mai rapizi în acest moment. Să nu uităm că și în cursa precedentă Janowski, dacă nu era îndepărtat acolo murdar de Niki Pedersen, ar fi terminat pe poziția a doua.
și în acest moment Polonia ușor, ușor reintră în această cursă. Nu știu când vor să-și folosească jokerul, pentru că ar cam fi cazul. Probabil că manșa următoare. Așa, asta ar fi explicația, dar vom vedea. Sunt 7 puncte, apoi dacă intră la sub 6 puncte de lider a competiției, da, se blochează singur și ar fi o mare greșeală a polonezilor. Aici un joker folosit inspirat i-ar putea readuce exact lângă danezi și lângă britanici și ar șterge tot startul acela slab de competiție. Da, să nu uităm jokerul folosit la maxim de britanici în manșa anterioară cu victoria lui Tai Ofinder. Îl avem în imagine pe Jepsen și iată jokerul de care vorbeai. Este la polonezi până la urmă în seria cu numărul 12. Da, e ciudată decizia. Protasievici. Da, e ciudată, este... Da, se pleacă totuși de pe culoarul al doilea, cel mai bun. Asta e argumentul, da. Într-adevăr. Altfel, pilotul e totuși unul, mă rog, care n-a avut rezultate până acum, 3 puncte strânse în primele două curse. Sau poate va concura din nou Golob. Așa ar fi fost mai normal. Să vedem dacă Polonia va reuși să câștige, ar fi ideal ca și Lucas Drâmba. Da, e clar, se pregătește Tomaș Golob, pare și el intrat în atmosfera de concurs în cele din urmă, după două ratări. Dacă polonezii, da, vor câștiga cele 6 puncte, maxim posibile, atunci ar egala fie Marea Britanie, fie s-ar apropia de Marea Britanie și de Danemarca la 1 sau 2 puncte. Să vedem și clasarea celorlalte echipe în seria cu numărul 12, care încheie manșa a treia de calificare, și atunci datele problemei se vor schimba, putea spune, extrem de mult înaintea ultimelor două manșe. Deci avantajul Poloniei, Tomaș Golub a ajuns la 40 de ani, este unul dintre piloții, dar nu e vorba doar de vârstă aici, este vorba și de știință. E unul dintre piloții care, vedem și acum, lucrează la motocicleta lui, știe foarte bine să-și facă ajustările necesare. Sunt puțin piloți, am văzut, din Cupa Mondială, care chiar pun mâna pe materialul de concurs. Exact. Da. Dar pe de altă parte, dacă nu știi toate chițibușurile din punct de vedere mecanic, atunci nu știi ce să le spui celor din echipa tehnică, nu știi ce să le ceri pentru ca motocicleta să fie în, să aibă cele mai bune setări. Acum, nu ne înțelegeți greșit, sigur toți piloții știu câte ceva și știu destule lucruri despre materialul de concurs. Să Golub chiar, vedeți, și face uneori singur reglajele, ceea ce în mod normal este un avantaj când omul care e pe traseu și simte cum trebuie să-și facă acolo ajustările, pentru că motocicleta lui să plece mai bine la start, să intre mai bine în viraje, să atingă puterea mai mare pe linia dreaptă. Asta este un avantaj uriaș, iar Golub poate fi soluția astăzi pentru polonezi, pentru că îi vedem după primele două curse, par un pic mai rapizi, au avut, să nu uităm, doar 9 puncte strânse în primele două manșe, în această manșă, în 3 curse, până acum au 7 puncte, având șansa să mai ia încă, mă rog, maximum 6 puncte din această folosirea jokerului, și sunt șanse foarte mari să ia cele 6 puncte. Va conta startul foarte mult, însă ce lovitură ar fi pentru Polonia să șteargă practic primele două manșe în această manșă a treia și să fie acolo chiar lângă Marea Britanie și lângă Danemarca. Noi suntem cei câștigați până la urmă, pentru că avem o cursă de recalificare superbă. Anul trecut, să știi că poate și ăsta a fost argumentul organizatorilor, cursele de recalificare nu au fost atât de spectaculoase. Erau mai spectaculoase semifinalele și finala, evident, dar recalificările nu au fost spectaculoase pentru că erau două locuri puse la bătaie pentru finală și, în general, destul de repede aflam care sunt cele două mari favorite. Acum, însă, fiind un singur loc pus la bătaie, vedem, e mult mai greu, e mult mai greu să vezi care echipă va merge acolo. Sunt trei țări care încă se bat pentru această calificare. Da, așadar Polonia, campioana mondială, locul al treilea cu 16 puncte, folosește jokerul și înlocuiește pe Piotrasevici cu Tomaș Golob, cel care îi va avea ca adversar pe Daniel King din Marea Britanie, apoi pe danezul Nils Christian Iversen și cehul Lucas Drâmla. Ceva emoții fără îndoială pentru Golob. Startul va fi foarte important, pentru că am văzut pe acest circuit depășirile. Sunt foarte, foarte dificile.
Golub de pe culoarul 2 va pleca de acolo de unde s-a câștigat de 5 ori până acum. De 5 ori s-a câștigat și de pe culoarul 2. Hai să vedem însă. Da, dar Daniel King numai că îl simte în dreapta sa pe Tomaș Golub, nu cred că este comod pentru el. Iverson e dificil, a câștigat două curse până acum Iverson, dar pleacă de pe culoarul 3, start impecabil al lui Golub, senzațional a plecat polonezul la interior, atenție la Josef Frank, incredibil, rezistă sau nu Golub, rezistă pentru moment, Frank din nou la interior, Golub rezistă, rezistă Golub după primul tur de pistă, Frank este pe 2, pe 3 este britanicul, nu danezul, pardon, și pe 4 este britanicul, urcă acum pe 2 danezul. Cursă foarte spectaculoasă cu Golub, în continuare lider, luptă strânsă pentru poziția a doua, poziția a doua între Lucas Dribla și Nils Christian Iversen. Iversen urcă pe 2 în acest moment, ultimul este Daniel King. Polonia foarte aproape să reintre complet în această bătălie pentru finala de sâmbătă. Golub are un avantaj uriaș, suntem în ultimul tur de pistă. Lucas Dribla îl mai presează acolo pe Nils Christian Iversen. Va termina iarăși pe o roată, probabil Tomaș Golub. Câștigă fără probleme, pe 2 termină pilotul danez și în acest moment diferența este de doar 3 puncte între Danemarca și Polonia. Da, și pe de altă parte, Polonia egalează Marea Britanie în acest clasament intermediar. Iată, Golub, două curse, 9 puncte, după ce în primele două nu câștigase niciunul, ce-i drept și cu aportul regulamentar al jokerului. Așadar, Polonia, 9 puncte în ultimele două curse, egalează Marea Britanie pe locul al doilea, Danemarca rămâne deocamdată pe prima poziție, având însă 25 de puncte, cu 3 mai multe decât Marea Britanie și Polonia. I-ar fi ajutat foarte mult pe polonezi dacă cehul Lucas Dribla ar fi cam pe aceeași traiectorie cu Tomaș Golub, i-a aruncat numai zgură și cred că doar pentru un moment de neatenție, de uluire, Dribla a pierdut poziția a doua în favoarea lui Nils Christian Iversen. Și de remarcat faptul că în această manșă a treia danezii nu au obținut nicio victorie, polonezii au 3 succese și unul singur pentru britanici. Cehii câștigă doar un singur punct în această manșă cu numărul 3, și dar lupta pentru prima poziție devine din ce în ce mai interesant. Urmează manșele 4 și 5, Danemarca lider 25 de puncte, Marea Britanie 22, la fel ca și Polonia. Înaintea ultimelor două manșe din etapa de recalificare de la Molila pentru Cupa Mondială pe echipe, situația în clasament este extrem de strânsă. 3 echipe luptă pentru singurul loc ce a rămas disponibil pentru ultimul act al acestei întreceri, programat sâmbătă pe același circuit din micuța localitate scandinavă. Danemarca se află pe primul loc cu 25 de puncte, Marea Britanie și Polonia o secundează ambele având 22 de puncte, Cehia pe ultimul loc, 9 puncte ieșită practic din lupta pentru calificarea în faza următoare, dar poate arbitra această luptă echipa Cehii. Nu a reușit decât o singură victorie până în momentul de față. Cel mai multe succese Danemarca, 9 la număr, dar în manșa a treia nu a reușit nicio victorie. 3 clasări pe locul secund și un loc 3. O revenire spectaculoasă a Poloniei, care în două curse a strâns 9 puncte și grație jokerului, fructificat la maximum în cursa precedentă de campionul mondial Tomaș Golub, după ce tot el reușise să aducă primele puncte echipei sale în această seară.
Să vedem ce urmează în minutele următoare. Așadar, Danemarca pe primul loc, 25 de puncte la 3 distanță, Marea Britanie și Polonia, 3 echipe pentru un singur loc în marea finală ce va fi găzduită de această arenă de la Molila. Finaliste sunt Australia, Suedia ca țară gazdă și Rusia. Ediția 2012 a Cupei Mondiale pe echipe la Speedway. Etapa de recalificare continuă cu seria cu numărul 13, avându-i la start pe danezul Nils Christian Iversen, Christoph Bukowski din Polonia, Josef Frank din Cehia și Chris Harris din Marea Britanie. Rămân culorile aceleași pentru fiecare echipă, galben pentru Marea Britanie, roșu pentru Cehia, albastru pentru Polonia și alb pentru Danemarca. Cele mai multe victorii s-au obținut de pe culoarul al doilea, de unde pleacă cehul Josef Frank. Acesta a obținut până în momentul de față cele mai multe puncte, 5 în cele 3 curse în care a evoluat și poate încurca puțin socotelile celorlalți. Chris Harris va pleca de la interior, Bukowski de pe culoarul al treilea, de acolo de unde nu s-a obținut niciun succes până în momentul de față, iar Iversen de pe culoarul al patrulea, doar o singură victorie conform statisticii de până acum. Să vedem cât din ceea ce v-am spus se va confirma în seria cu numărul 13. Iversen, Bukowski, Frank și Harris la start. Harris până în momentul de față și el cu un punctaj bun, de fiecare dată clasări pe locul al doilea pentru Chris Harris. Singurele victorii le-a adus Kyle Finden odată și în postură de joc. Se dă startul, pleacă bine de pe culoarul al doilea, dar și de pe exterior Iversen, care se instalează la conducere, în spatele său Bukowski, pe trei este Chris Harris și ultimul Josef Frank. Din păcate, cehul nu se implică în lupta pentru ocuparea unei din primele trei locuri. Până acum protagonistele sunt la conducere. Conduce Iversen, secundat de Bukowski și pe trei Chris Harris. Ar putea avea loc o rocadă în momentul de față în clasamentul general dacă situația, ierarhia cursei nu se va schimba până la final. Danemarca își va conserva locul întâi și va ajunge la un total de 28 de puncte. Polonia, în schimb, va urca pe 2 cu 24, iar Marea Britanie va fi pe 3 cu 23 de puncte. Cehia, fără niciun punct, va rămâne la un total de 9 și situația rămâne în cele din urmă neschimbată. Iversen reușește cea de-a treia sa victorie în această seară. O victorie extrem de importantă în contextul general. Polonezii vin pe 2, iar britanicii pe 3 și vă spuneam, rocada dintre Polonia și Marea Britanie pe pozițiile imediat următoare după liderul Danemarca. Deci un prieten de pagina de Facebook acolo ne spunea că Marea Britanie se va califica din această cursă de recalificare. Cred că și el este un pic cam sceptic în acest moment după această serie și cam arată limitele britanicii. Până la urmă, lupta pare să se dea acum între Polonia și Danemarca. Danemarca având în continuare un plus, victorie uriașă aici pentru Nils Christian Iversen în fața lui Christoph Bukowski. Și în acest moment 7 curse înainte de final, ar fi bine până la finalul acestei manșe ca polonezii să vină la măcar 2 puncte în spatele danezilor, pentru că altfel e greu să recuperezi în ultima manșă un deficit atât de mare. Am văzut acest lucru și în prima semifinală, când iarăși Polonia a încercat acolo să strângă pe cartul față de ruși și nu au mai avut suflu pe final. Mă gândesc că nu cumva punctele pe care le-a pierdut Tomaș Golb în primele două curse în care a evoluat, când nu a strâns practic niciun punct, să nu conteze până la urmă în economia generală. Acum cehii sunt cei care folosesc jokerul și să vedem dacă Frank va fi cel folosit după ce anterior nu a intrat în puncte. Ar mai putea strânge puțin lucrurile în această cursă, în funcție și de pe ce culoare va pleca Josef Frank. Da, bine, cehii își folosesc și ei jokerul în
ambiția lor personală, da. Ei nu mai speră și măcar la locul 3, cred, în acest moment, însă orice punct strâns e important pentru o țară mai mică. În acest moment trebuie să ne concentrăm mereu la bătăliile dintre danezi și polonezi, iar în această serie Polonia are șansa teoretic să recupereze ceva, pentru că ce am văzut în ultimul timp, Janowski pare să se descurce mai bine decât Leon Madsen, Leon Madsen fiind cel mai slab pilot al danezilor până acum. Sunt curios dacă Danemarca se califică în finală, dacă îl vor păstra pe Leon Madsen și dacă nu cumva fac o schimbare, pentru că dacă aici s-a descurcat atât de slab Leon Madsen, vă dați seama cum se va descurca în finala de sâmbătă, unde teoretic și nu teoretic și practic line-up-ul este mult, mult mai puternic. Vă reamintim, prietenii, sâmbătă de la ora 20 are loc o gală de box foarte interesantă, transmisă în direct pe Sport 1, și de aceea finala campionatului mondial de speedway a fost mutată. În ziua de duminică de la ora 17 o veți putea vedea înregistrată. V-am spus și luni la semifinala a doua, cel mai simplu, mai ales că în ziarele din România sau la televizor nu o să vedeți știri despre campionatul mondial de speedway, este să nu căutați dumneavoastră pe internet știri despre finala Cupei Mondiale de Speedway, să vă treziți duminică liniștiți, să vă faceți treburile și apoi la ora 17 să veniți în fața televizorului pe Sport 1 pentru a vedea acea finală fără să știți rezultatele, și vom încerca și noi să facem exact același lucru, să ne scoatem dinainte line-up-ul pentru finală, pentru a vedea ca la un eveniment live acea finală care se desfășoară, vă reamintim, sâmbătă. Noi o vom transmite duminică de la ora 17, e cel mai simplu, și sperăm să fiți în număr foarte mare, mai ales că veți avea ce să ne povestiți după lucrurile care se mai întâmplă prin speedway-ul Inter, deși am înțeles că etapa de sâmbătă este amânată de la Brăila. Pe 21 însă rămâne în picioare etapa a doua la campionatul pe perechi. Ne scriam un prieten pe pagina de Facebook pe 21, așadar cei care își doresc să vadă o cursă de dirt track în România se pot duce la Brăila, acolo unde, din câte mi s-a spus, pe 3, 10 iunie au fost aproape 8.000 de spectatori. Nu erau. Da, nu se strâng la un meci de fotbal cât la întrecele interne de dirt track. Că poate și de aceea etapa de sâmbătă a fost amânată pentru a urmări finala campionatului mondial pe echipe. Boxul a primat însă în alegerea evenimentelor ca importanță pentru conducerea postului și de aceea s-a decis sâmbătă transmiterea live a acelei gale din Marea Britanie, o gală având și un titlu mondial pe masă. Cum revenim la seria 14-a, care iată a fost întârziată atunci când a apărut jokerul, s-au speriat un pic organizatorii, se pare. Jokerul folosit de cehi, ultimul joker disponibil în acest moment, pentru că danezii nu vor avea cum să-l folosească în mod normal, n-au cum să cadă la 6 puncte în spatele cuiva. În această competiție mai sunt doar 7 curse până la final. Cu aceasta mai sunt 7 curse până la finalul competiției. Janowski, Leon Madsen, Daniel King și Matei Kuș, atenție la bătălia între danezi și polonezi. Mai au șanse încă și britanicii, dar Daniel King ar trebui să câștige această cursă sau să fie măcar în fața polonezilor și danezilor. Hai să vedem startul. Cască roșie pentru Matei Kuș și jokerul pleacă excelent. Trebuie să reziste acum pe linia dreaptă. La interior atac acolo Janowski, foarte rapid polonezul. Îi a închis trasa Matei Kuș. Polonezul se află însă pe locul 2. Pe locul 3 se află Leon Madsen, pare foarte rapid Janowski. Janowski ar fi bine să mai urce o poziție pentru ca Polonia să se apropie mai mult de Danemarca. Britanicul Daniel King rămâne ultimul, Daniel King care astăzi n-a luat decât 3 puncte în primele 3 curse în care a concurat. Lider în continuare Matei Kuș. E, asta ar fi incredibil, toți jokerii să obțină victorii, și britanicii și polonezii, și acum iată și cehii ar lua maximum de puncte din folosirea jokerului. Rămâne lider Matei Kuș.
Pe locul 2 se află în continuare Ianovski. Ianovski mai are o șansă pe această linie dreaptă. Nu, i-a închis trasa Matei Cuș. Ultimul viraj la interior va veni Ianovski. Câștigă la limită Matei Cuș. 6 puncte pentru Cehia. Iar în lupta pentru calificarea în finală, Polonia vine acum la 3 puncte în spatele Danemarcii. Da, și Cehia se apropie la 8 distanță de Marea Britanie, care este într-o cădere vădită în această ultimă parte a competiției de la Molila. Britanicii au avut doar un singur punct, acum niciunul în manșa cu numărul 4. Iată ce curs a făcut Matei Cuș, până acum nu strânsese decât un singur punct, acum a adus 6 și grație jokerului. Așadar, până la urmă contează foarte mult celelalte rezultate, pentru că atâta vreme cât jokerii au adus maxim de puncte pentru cele 3 echipe care l-au putut folosi, practic s-au anulat acele avantaje. Danezii însă, grație evoluției bune din prima parte a competiției, rămân la conducere și au în momentul de față 29 de puncte, polonezii 26, britanicii 23 și cehii ajung la 15 puncte cu jokerul. Au strâns 2-3 cât aveau până în momentul de față. Au venit pe locul 5 în 2002 la a doua ediție a Cupei Mondiale în acest format, apoi încă de 3 ori pe poziția 6-a. În rest n-au prins această fază a competiției în celelalte 7 ediții. Dar e o întoarcere în lumea bună și pentru cehii. N-au mai fost recalificări din 2005. Eliminați mereu în semifinale. Da, mă rog, repetăm, Suedia este calificată direct în finală și din cauza acestui lucru Cehia, sau datorită acestui lucru Cehia a ajuns aici, altfel în mod normal ar fi rămas în recalificări, în semifinale, pardon, ar fi ajuns în această cursă de recalificare. Din nou ne concentrăm asupra bătăliei dintre danezi și polonezi, se pare că doar cele două țări mai rămân în lupta pentru finală. Marea Britanie și-a arătat limitele. Da, dar pe de altă parte vine la start Tyro Findon, cel mai în formă pilot al britanicilor, cu 2 victorii și o clasare pe locul secund. Joker folosit la maximum de tânărul Findon. Să vedem dacă va confirma rezultatele de până acum. Findon însă pleacă de pe culoarul al treilea. Potrasievic de pe exterior, Drâmla de pe culoarul al doilea. Cine știe dacă cehii nu vor reuși să încurce pe danezi, care mizează pe Michael Jensen, și el în formă bună. 2 victorii și un loc 2. Urmează în ultima serie din manșa a patra Nicky Pedersen, dar îl are alături de el pe Thomas și Golov. Să vedem ce ne rezervă seria cu numărul 15, cu albă Michael Jensen. Pleacă bine danezul, vine în sătare și cu Tyro Findon. Pe exterior alege o trasă mult prea largă britanicul și deocamdată este pe 3, lider Jensen. Vine acum pe 2 Tyro Findon și acolo a disputat pentru poziția a 3-a, câștig de cauză are cele din urmă polonezul Protasievici. A pierdut foarte mult pe turul al doilea Protasievici. Jensen se menține în frunte și va aduce, se pare, o nouă victorie echipei sale. Polonezii sunt pe 3, pe 2 Tyro Findon și se pare că cele din urmă bătălia dintre Polonia și Marea Britanie îi va ajuta Danemarcii, pentru că acest Jensen se detașează în câștigător și obține al treilea succes, un loc 2, 11 puncte, la fel ca și Nils Christian Iversen. Urmează și Nicky Pedersen, care poate egala pe cei 3. Locul al doilea pentru britanicul Tyro Findon, o demonstrație și de pilotaj pentru tânărul Michael Jensen. Din păcate, pentru spectacol s-a cam rupt iarăși, da. Plutonul e fragmentat rău, după acum danezii au 5 puncte în fața polonezilor, cu doar 5 curse înainte de finalul competiției.
Acum, în mod normal, calculul este destul de simplu. Polonezii vor trebui să termine cam de fiecare dată, dacă nu cumva, de fiecare dată în fața danesilor. Cam greu, de 5 curse la rând, mai ales la ce constanță au arătat 3 dintre cei 4 piloți danesi, scoate mai știu că se vedeau în mață. Iar acest tânăr este excelent, din care VF Semiensen are 11 puncte colectate în acest concurs, la fel ca și Iversen, și acolo poate să ajungă și Nicky Pedersen în cazul în care câștigă și el seria următoare, o serie în care se va duela cu Tomas Golub. Dacă și aici danezul e în fața polonezului, putem spune că Danemarca este deja în finala competiției. Da, prima șansă pentru polonezi ca Golub să-l întreacă pe Nicky Pedersen, are o situație favorabilă pentru că este pe culoarul al doilea, dar cei drept și de pe culoarul interior s-au obținut mai multe victorii, 7 față de 6. Acum situația se poate echilibra. Golub este cu albastru, cu alb Nicky Pedersen. Nicky care este așezat pe culoarul exterior, văd. Da. E un culoar foarte bun, dar nu e nici cel mai rău. Al treilea este cel mai rău și e Golub, până la urmă, văd pe culoarul al treilea. Da, iată-l pe Golub cu albastru, da. Însă dacă reușește să închidă interiorul lui Nicky Pedersen, atunci danezul nu va mai avea unde să intre în viraj. Da, e un curs în care chiar Nicky poate să, în funcție de cum pleacă golul, poate să termine destul de spate, chiar pe locul 3 sau pe locul 4. Sunt culoarele cele mai dezavantajate, culoarele 3 și 4, unde stau danezul și polonezul. Șansă și pentru britanici, dar mai reveni un pic, vom vedea. Și Nichols a mers foarte slab în acest concurs. Scott Nichols s-a adunat doar 2 puncte și el trebuia să fie al doilea pilot al echipei după Chris Harris. Au fost trași de tai o findă britanicii, mă rog că l-au avut pe o findă în acest concurs. Dar nu este suficient, se dovedește încă o dată că nu poți să stai într-un pilot, așa cum a fost și cazul americanilor. Da, și acum vedem Danemarca stă în 3 piloți și de ce se află în avantaj și este foarte aproape de a câștiga această cursă de recalificare. Atenție la startul lui Golub, a plecat foarte bine Golub, nu s-a câștigat niciodată de pe culoarul 3. Golub vine pe exterior, dar vine tare și Nicky Pedersen îi închide trasa Golub la timp. Nicky are o ezitare acolo și poate fi depășit de pilotul cec. Conduce în continuare Golub. Pe 2 este Nicky Pedersen, pe 3 se află Lucas Dâmbla, pe 4 este Scott Nichols. Cât de slab merge Scott Nichols. E o victorie, se pare, pentru polonezii, să rămâne un avantaj destul de mare pentru danezii în cazul în care Nicky termină pe poziția a doua. Și cred că acestea vor fi rezultatele finale în această serie. Nicky a încercat acolo să-l atace pe Golub inițial, să acum se mulțumește și cu locul al doilea. Știind că socotelile sunt favorabile danezilor în acest moment, avantajul ar rămâne de 4 puncte, 4 curse înainte de finalul competiției. Nu atacă Nicky Pedersen, rămâne destul de calculat și câștigă Golub. Da, pe 3 termină Lucas Drâmla și fără niciun punct Scott Nichols. E clar, britanicii au ieșit din lupta pentru calificare. Pe de altă parte, polonezii pot și câștiga pe mâna lui Tomas Golub, pentru că l-a început dezastruos acest concurs de recalificare, dar pe de altă parte a și strâns cele mai multe puncte, are 3 victorii consecutive, a plus jokerul folosit la maximum. Și aici victorie de pe culorul 3, prima victorie pe culorul 3-lea pentru orice pilot. Da, și până la urmă valoarea spune cuvântul. Da, cât de mult, exact ce spuneai și tu, Răzvan, cât de mult contează să că n-a luat niciun punct în primele două curse. Da. Câteva puncte sunt acolo, 1, 2, 3 puncte ar fi fost foarte bune în economia generală. Nu mai aveau danezii 4 avans, poate aveau doar 2, poate era Polonia pe primul loc, cine știe. Da. Erau puncte care puteau fi furate chiar de la danezi. Da, de ce nu? Așa să trebuie să spere polonezii că în continuare se vor clasa în fața danezilor în fiecare cursă de acum înainte până la final. Rămâneți pe Sport 1 pentru deznodământul acestei curse de recalificare. Cu 4 curse înainte
finalul acestei curse de recalificări, prieteni, Danemarca are un avantaj de 4 puncte care ar trebui să fie suficient în fața Poloniei. Polonia a început foarte slab concursul, a avut doar 9 puncte după primele 8 serii. În următoarele 8 serii însă a reușit să agonisească 21 de puncte, astfel că a ajuns la un total de 30. Danemarca mai constantă însă, 34 de puncte în total, cu 9 puncte în prima manșă, cu 9 puncte în a doua manșă, cu 9 puncte, atenție, nu, cu 7 puncte, pardon, în a treia manșă, și de asemenea au luat iarăși 9 puncte în manșa a patra, așadar singura manșă ceva mai slabă a fost manșa a treia pentru danezi, acolo unde au luat doar 7 puncte. Polonezii, pe de altă parte, au avut 4 puncte în prima manșă, 5 puncte în a doua manșă, fără să fi luat vreun punct. Tomasz Golub, singurul pilot care n-a punctat în primele două manșe pentru polonezi. Apoi însă în manșa a treia au luat 8 puncte polonezii, iar în manșa a patra au luat numai puțin de 13 puncte, e drept și grație jokerului folosit de Tomasz Golub. Sunt 4 puncte diferență, socotelele sunt destul de simple. Polonezii vor trebui să termine în fața danezilor în fiecare cursă. Mă rog, mai pot interveni și alte lucruri, evident, poate ca un pilot danez să termine pe ultimul loc sau să fie descalificat, însă la cum i-am văzut pe cei și pe britanici, în special în ultimele curse, e clar că bătălia se dă pentru primele două locuri aproape în fiecare cursă între polonezi și danezi. Danezii au mers bine, nu înțelegem însă ce s-a întâmplat cu britanicii. După ce au luat acel interviu lui Tyo Finden, britanicii n-au făcut absolut nimic, practic. Au avut 3 puncte în manșa precedentă doar. Da, manșa cea mai slabă care i-a scos din cărțile calificării pentru finala acestei competiții, acolo unde sunt Australia, vă reamintesc, Rusia și Suedia, ultima ca și țară organizatoare. Nu avem componența ultimelor 4 serii din acest concurs. Danezii mizează, cred, pe Leo Madsen după numărul de concurs 3. E un nou format anul acesta în Cupa Mondială și primele 16 serii sunt trase aleatoriu, iar următoarele 4 se fac după cele 16 serii, dar nici noi nu știm dacă în funcție de modul în care își așează antrenorii concurenții sau iarăși după un sistem aleatoriu se aleg următoarele 4 serii, ultimele 4 ale competiției, practic. Da, așadar vine Leo Madsen, cel mai slab pilot din echipa daneză, doar 2 puncte pentru Leo Madsen în cursele de până acum. În manșele a treia și a patra a punctat. Îl vedem în imagine numărul 3 de concurs, să vedem care sunt și ceilalți competitori. Aici o șansă pentru polonezi. Da. Vor pleca din exterior, însă nu e un culoar foarte bun, culoarul exterior, în timp ce danezii vor fi pe culoarul al doilea. Se cam poate termina totul aici, prieteni. Dacă danezul se clasează înaintea polonezului, sunt șanse cu adevărat foarte, foarte mici. Pentru Danemarca, așadar Leo Madsen. Avem acum line-up în sfârșit. Protasievic, Drâmla, Madsen și cu Scott Nichols. Da. Teoretic, Protasievic are o șansă în plus față de Madsen, iată-l în imagine pe Piotrasievici, nici el n-a excelat în această seară pentru Polonia, un loc 2 și 2 clasă pe locul al treilea pentru Protasievici, el cel mai slab pilot din echipa Poloniei. Pentru Cehie, Lucas sau e Aleș Drumla? Lucas, parcă. Lucas. Are mai puțină importanță. Pentru britanici este Scott Nichols. Vreau să văd dacă există vreun algoritm aici, pentru că Scott Nichols e cel mai slab pilot al britanicilor. Da, oricum cei mai slab pilot până la urmă, da. Al danezilor, Protasievich de asemenea al polonezilor. Da, a plecat foarte bine Madsen, însă în fața sa este acum Aleș Drâmla. Madsen este al doilea, Protasievich este ultimul și datele cred că vor fi clare după această cursă. Protasievich este în continuare ultimul
Madsen al doilea, așadar două puncte diferență între danezii și polonezii, cu mențiunea că piloții scandinavi s-ar duce acum la 6 puncte în față. Aleș Drâmbla este la conducere, secundat de Leo Madsen, și pe 3 Scott Nichols, al patrulea Protasevici, de-abia acum reușește să-l întreacă pe Scott Nichols și în acest ultim tur de pistă nu cred că va mai putea face ceva. Va câștiga Aleș Drâmbla prima sa victorie. Însă cei mai importanți danezii sunt în fața polonezilor și mai pun un punct avans, având 5 acum în plus față de principalii lor adversari britanici, fără niciun punct. Cehii însă mai strâng încă 3 și ajung la un total de 19. S-a cam terminat pentru polonezi. Cât de mult au cântărit punctele irosite de Golub la început, faptul că nu au un al doilea pilot constant în Jaroslav Hampel, cel care fără îndoială i-ar fi ajutat foarte mult pe polonezi, iar acest asalt al lor a fost lansat tardiv, asaltul lor, și în acest moment sunt 5 puncte diferență. În cazul în care danezii nu cad sau nu sunt descalificați sau nu termină doar pe ultimul loc, nu prea mai au cum să rateze. Ce s-a întâmplat cu britanicii nu vom înțelege, dar până la urmă cam asta, acesta este nivelul Marii Britanii. Și să recunoaștem că l-au avut pe Offinder într-o formă senzațională în acest concurs, pentru că altfel îi știm pe Scott Nichols și pe Chris Harris de câțiva ani. Fac o figură decentă, chiar bună uneori acasă la King's Lynn, dar apoi când pleacă pe circuitele din Polonia sau din Danemarca sau acum din Suedia pentru finale sau recalificări, n-au nicio șansă. Aici e avantajul Marii Britanii, că au acea semifinală acasă la King's Lynn aproape în fiecare an. Da, dar nu-i ajută foarte mult. Oricum, cehii obțin a treia victorie în această seară, sunt chiar și peste britanici în momentul de față, pentru că doar Tai Offinden a câștigat de două ori. Josef Frank a obținut două succese, acum Aleș Drâmbla la unul, și per total cehii au mai multe succese decât britanicii. Să vedem... Ultimul las din buzunar scos, înțeleg, de antrenorul britanic, Chris Harris, e folosit ca înlocuitorul lui Daniel King în această serie, urmând să concureze ulterior și în seria 19 sau 20, când era rândul lui Chris Harris. Da, mă rog, asta doar sunt la 6 puncte distanță exact de Polonia, care e a doua, și la 11 față de Danemarca. Sunt curios dacă și polonezii îl vor folosi așa pe Golub, dar mă rog, nu mai au voie pe Golub, pentru că a fost folosit ca joker deja. Acum ar trebui Maciej Janowski să vină peste Nicky Petersen, ceea ce e puțin probabil, dar polonezul pleacă de la interior. Și Nicky de pe culoarul 3. Da, și Nicky de pe culoarul al 3-lea, culoarul cu cele mai slabe rezultate, doar 2 victorii. Cât timp se clasează danezul și în spatele polonezului, tot e ok la un singur punct. Dacă pierde un punct, nu e rău. Dacă pierde 2 puncte, mai le oferă o șansă polonezilor. Da, start acum în seria cu numărul 18, cu albastru. Este... Da, dar Nicky pleacă bine cu alb și îl depășește pe polonez la conducere. Este acum Chris Harris. Nicky Petersen îl secondează. La interior nu reușește polonezul să-l devanseze pe Nicky Petersen și e clar disputa pentru victorie în această cursă se dă între Chris Harris și Nicky Petersen. Datele sunt clare în momentul de față. Danezii, dacă vor termina din nou în fața polonezilor, deja se duc la 6 puncte și atunci ar fi totul încheiat, pentru că chiar dacă nu ar intra în puncte, danezii nu pot fi decât egalați de polonezi, ori la numărul victorilor danezii stau mult mai bine, așadar calificarea în finală este deja jucată. Chris Harris va obține, cred, o victorie tardivă, doar una de palmares. Nicky Petersen termină pe 2 și pe 3 polonezii, pe 4 cehii, și iată, Danemarca este cea de-a patra finalistă matematic în momentul de față.
are 38 de puncte, Polonia 32, sunt 6 puncte distanță, mai sunt 2 curse, dar raportul victorilor este net favorabil danezilor, care au în această seară 9 și cu 2, 11 victorii față de polonezi care au doar 4 succese. Asta că am terminat, într-adevăr, prietenii polonezii sunt, iată, pentru a doua oară în istoria lor eliminați în această fază a competiției. Doar în 2006 mai rataseră finala, o ratează și acum. 2006, să spunem că finala a avut loc în Marea Britanie și din acel moment finalele Cupei Mondiale, după acel an 2006, la Reading a avut loc finala. De atunci, finalele din 2007 au avut loc doar în Polonia și Danemarca, pe rând cele două țări organizând finalele, ceea ce înseamnă că organizau și recalificările și le-a prins, pare, polonezilor. În 2006 au fost în Marea Britanie și iată, au ratat calificarea pentru finală. Acum în Suedia, la Molila, pentru prima dată, pentru astfel de fază a competiției, Suedia organizează, iată, recalificările și finala. Din nou, polonezii ratează calificarea, iar Nicky Pedersen poate fi mulțumit, se va întâlni cu bunul lui prieten, cu Emil Saifotinov, sâmbătă în finală. O finală care se anunță foarte spectaculoasă, mai ales la cum au arătat semifinalele și recalificările și la ceea ce am văzut în ultimii ani, pentru că să nu uităm, și anul trecut Polonia a câștigat doar la 6 puncte, acum 2 ani Polonia a câștigat la 5 puncte în fața danezilor, iar acum 3 ani a fost acea cursă senzațională în care Polonia a câștigat la 1 punct în fața Australiei, Suedia a venit la 8 puncte, Rusia la 9 puncte, toate cele 4 țări au fost despărțite doar de 9 puncte. Atunci va fi, cred, o finală foarte, foarte strânsă. Sunt curios dacă danezii îl înlocuiesc pe Leon Madsen, e singura verigă slabă a echipei în acest moment. Avem aceleași întrebări referitoare la Darcy Ward, n-au apărut știrile momentan pe pagina oficială. Vom afla și noi sâmbătă dacă Darcy Ward îi poate ajuta pe australieni să câștige titlul mondial după 10 ani. Din 2002 n-au mai câștigat australienii, dar în ultimii ani nici n-au mai avut lotul atât de puternic ca acum. Să nu uităm că în anii precedenți ori Chris Holder a fost accentat, ori Jason Crump a lipsit într-o ediție a Cupei Mondiale. Acum l-au și pe, dacă l-au și pe Darcy Ward, chiar sunt într-o poziție foarte bună. Și, mă rog, noi știm ce va ieși din echipa Suediei, care cu siguranță e aici la Molila de cel puțin o săptămână, pregătindu-se meticulos pentru această finală. Și suedezii n-au mai câștigat din era lui Tony Richardson, din 2004 n-au mai câștigat finala. Da, pe de altă parte, Suedia este și echipa cu cele mai multe clasări pe locul al treilea, are în ultimii 4 ani numai clasări pe locul al treilea. Practic o perioadă descendentă, 2003-2004 Suedia a câștigat, apoi în 2005-2006 s-a clasat de fiecare dată pe 2, a avut un an de pauză în 2007 când nu a fost pe podiumul de premier, iar între 2008 și 2011 de fiecare dată pe poziția a treia pentru echipa Suediei. Cred că lupta în acest sezon pentru câștigarea Cupei Mondiale pe echipe va fi una extrem de echilibrată, cum n-a mai fost de ceva vreme. Sunt și rușii acolo cu Emil, da. Saifutinov, cu cei doi frați la Guta. Da, și australienii de care vorbeai. Se anunță și danezii, să știi că mi-au plăcut până acum, mai ales în această, da, cursă. Da, orice este posibil, dacă l-au pe un echip într-o formă deosebită și iată în acest Jefsen Jensen, atunci datele problemei pot fi cu totul altele. Să vedem penultima serie pe cine aduce la start. Ar mai fi trebuit un, nu știu, Kenneth Biere acolo care să aducă câteva puncte, pentru că Leon Madsen la cum a mers astăzi nu va lua niciun punct în cursa de Biere sau Rune Holta. Dar nu cred că mai pot înlocui acum, iată-l pe Jefsen Jensen, da, numărul 2, Michael Jefsen Jensen. În această seară 3 victorii, un loc 2, cel mai bun punctaj alături de Nils Christian Iversen, Nicky Pedersen. Jensen va concura însă în ultima serie, acum vine la start Iversen, pentru că l-am văzut fără cască.
Acesta este Nils Christian Iversen, și 3 victorii și un loc 2. Ce mult contează să ai 3 piloți cu evoluții asemănătoare. Iversen, Harris, trimis încă o dată, Bukowski și Lucas Drâmbla. Pagina de Facebook, Radu, spunea că Polonia a pierdut calificarea din cauza lui Golub. Așa este. Care n-a luat niciun punct în primele două curse. De asemenea, câțiva prieteni nu se așteptau ca Marea Britanie să meargă atât de prost, mai ales în partea a doua a concursului. Lucas Drâmbla era cât pe ce să rateze startul. Ha, iată, doar 4-3 secunde din timpul rămas. Sunt doar 2 minute la dispoziție pentru competitori, pentru a veni de la boxe la start și seria cu numărul 19. Start valid. Chris Harris cu galben. Deocamdată polonezul este primul. Iată ce bine s-a desprins acolo Bukowski. Bukowski este la conducere, în spatele său acum cu albă Iversen, iar pe 3 Chris Harris, Lucas Drâmbla pe ultimul. De pe 4 pe 2 a sărit danezul, da, în acel, da, viraj. Matematic, dacă terminau pe ultimul loc danezii, mai existau șanse pentru polonezi, așa nu mai există acum. Nu, nicio șansă, oricum, chiar dacă terminau pe ultimul loc și cu 2 victorii la numărul succeselor, oricum erau mai buni danezii. Da, da, la egalitate se concura 1-1, cred, într-o cursă. Pe de altă parte, nu știu dacă era cea mai bună variantă, pentru că, per total, neavând niciun joker folosit, danezii au avut cea mai bună evoluție, cea mai constantă de la capăt până la sfârșit. Și iată, acum, gata, datele sunt complete. Din acest punct de vedere, danezii pot sărbători, au avut o evoluție constant bună, cu singură excepție, Leo Madsen, ales numai clasă pe pozițiile 2 și 3, pe 2 pe 1 și 2 pentru danezii în această seară. Da, e o calificare excelentă pentru danezii, a contat faptul că au riscat acolo în semifinale, au mers cu piloții tineri, fără Nicky Pedersen, și iată-i pe acești piloți, pe Mikael Jebsen Jensen în special, dar și pe Iversen, care e într-o formă foarte bună, alături de Nicky Pedersen, mergând excelent astăzi toți trei. Dar regulamentul e într-adevăr deficitar aici un pic, pentru că, iată, la egalitate de puncte, regulamentul spunea că s-ar concura 1-1 o singură serie, cel mai bun pilot împotriva celui mai bun pilot, mă rog, pilotul pe care și-l alege fiecare antrenor, deși, într-adevăr, în aceste condiții, în condițiile cursei de astăzi, Polonia ar fi folosit un joker la numărul de victorii categoric, Danemarca a avut mult mai multe decât Polonia, dar așa scrie în regulament și așa era să se întâmple și în prima semifinală, când aceiași polonezi erau să egaleze Rusia și să provoace o cursă 1-1, care pentru spectacol este excelent. Da, dar pe de altă parte, un race-off, ținând cont de întreaga competiție, parcă nu este fair play și conformă cu realitatea, pentru că este o întrecere pe echipă și nu trebuie să stai doar la mâna unui singur concurent într-o cursă de baraj pentru calificarea în faza următoare a întrecerii. Târziu apune și soarele la Molina. Bine, este ora 9:30. 9:30, suntem în partea cealaltă a continentului european, plus mai la nord. Ultima serie va fi, însă, cu totul altceva, prieteni, sâmbătă, atunci când vor fi și 15.000 de spectatori în tribune, toți cercând să încurajeze Suedia în mare parte. Vor fi însă și destui fani danezi, cu siguranță, veniți să-l vadă pe Nicky Pedersen. Polonia, e clar, nu va fi acolo. Campioana ultimelor 3 ediții, iată, se împotmolește. Oarecum așteptat, hai să recunoaștem, după ceea ce am văzut în semifinale, unde pe propriul teren la Bydgoszcz n-au putut să învingă Rusia și s-au chinuit cu naționala daneză, fără Nicky Pedersen, și pe propriul teren în Polonia. Aici ne-am mutat în Suedia. A venit și Nicky Pedersen și, până la urmă, aceste ingrediente s-au păstrat.
pentru rezultatul final și au cântărit foarte mult. Polonia n-a mai fost acasă, implicit piloții mai slabi n-au mai contat foarte mult, iar Nicky Pedersen i-a ajutat enorm pe danezi. Așadar, piloții cu cele mai bune punctaje în acest concurs se evoluează pentru ultima oară și Golob este la conducere în fața lui Jepsen Jensen, însă este o victorie tardivă pe care Golob o va obține. Rămân la ideea care s-a dovedit în cele din urmă și reală, că diferența s-a făcut în primele două curse atunci când Golob nu a reușit să câștige niciun punct, iar danezii au punctat cu victorii. Iată cât de mult contează în economie generală ca un pilot de valoare lui Tomáš Golob să nu obțină nicio casare pe unul din primele trei locuri în primele două curse. Degeaba Golob acum a reușit patru victorii consecutive, inclusiv trei puncte suplimentare cu jocuri, pentru că la general polonezii au ratat accederea în finală. Locul al doilea pentru Jepsen Jensen, da, și pe locul trei cred că a fost Wofingen, pe 4 Josef Frank. Sunt, cum spuneam, piloții cu cele mai bune punctaje în această seară, în finalul etapei de recalificare. Și iată-l pe Jepsen Jensen bucurându-se în urma victoriei pe care echipa Danemarcei a reușit-o în această etapă de recalificare. Singurul loc ce asigura prezența în finala de sâmbătă de aici de la Molila l-a ocupat în cele din urmă Danemarca, 42 de puncte, cu 4 mai multe decât Polonia, campioana mondială eliminată în etapa de recalificare, Marea Britanie pe 3, Cehia pe locul al 4-lea. Ce s-a întâmplat cu Marea Britanie, prieten, care primele manșe reușise să adune destule puncte, apoi s-a împotmolit în ultimele două manșe, a luat doar 8 puncte, 3 în manșa a 4-a, 5 în manșa a 5-a. Nicky Pedersen e mulțumit de echipa lui. Golob termină cu 15 puncte, cele mai multe dintre toți piloții din acest concurs. E drept, a fost singurul pilot, sau nu a fost singurul, dar a concurat o manșă în plus. O manșă în plus a concurat și Chris Harris și de... Nu, Ty Wofingen a concurat o manșă în plus și de asemenea Josef Franz pentru Cehia. Cele mai multe puncte însă până acum în această ediție, Chris Harris, 17 puncte în semifinala de la King's Lynn, 16 pentru Emil Saifudinov în prima semifinală, cea de la Bydgoszcz, dar cu mențiunea că Emil Saifudinov a terminat cu 16 puncte din doar 5 curse, fără să evolueze în 6 curse, cum a făcut-o Chris Harris. Da, 4 victorii la rând pentru Tomáš Golob, dar obținute tardiv. Pentru că dacă ar fi fost în puncte și în primele două curse, Polonia avea șansă să accedă în finală. Ascultăm acum pe Nils Christian Iversen, capitanul danezilor astăzi, care spune că este mulțumit de performanța echipei. Ne-am descurcat foarte bine, nici nu ne-am folosit jokerul și totuși am câștigat, așa că putem fi fericiți. Poate fi un plus, dar vom vedea dacă va rămâne la fel circuitul. Poate fi un plus faptul că suntem calificați din recalificări și avem un avantaj față de celelalte echipe din finală. Asta spune Nils Christian Iversen. Va fi o finală foarte, foarte spectaculoasă și strânsă, spune Nils Christian Iversen, finala de sâmbătă. Of course, yeah, everything has been really good so far. You know, totul a fost foarte bine până acum. Am avut câțiva piloți noi în echipă și fiecare și-a făcut treaba și cred că suntem foarte încrezători, mai ales pentru viitor, și cine știe, și sâmbătă poate vom face o figură bună. Speră că va lua un pic de aur sâmbătă, spune la final Nils Christian Iversen. Un pic de aur în finala de sâmbătă, acesta este obiectivul, dar cu jumătate de gură. Totuși e bine că își păstrează limitele danezii, pentru că nu sunt favoriți în finala de sâmbătă și nici nu au fost favoriți la începutul competiției, dar și-au făcut treaba în tăcere și iată-i acum prinzând ultimul act al acestei competiții.
Așadar, Suedia, Rusia, Australia și Danemarca sunt cele patru finaliste ale ediției 2012 în Cupa Mondială pe echipe. Lipsește echipa Poloniei, da, cea mai titrată, 5 victorii, 2 clasă pe locul secund. Iată-i pe danezi, cei care în ultimii ani au mai reușit să întrerupă seria succeselor polonezilor, dar într-o altă componență, doar Nicky Petersen ce a mai rămas din echipa campioană de acum câțiva ani. Era lângă Chris Holder, care era pe margine, el a fost spionul acestei curse, era însă și Darcy Ward acolo, care încă nu s-a confirmat dacă va concura sâmbătă sau nu, dar este la Molila, așa că sunt vești bune pentru australieni. Va fi o finală foarte, foarte spectaculoasă cu Rusia, într-o formă bună, încercând să dea în sfârșit mare lovitură. Ce lovitură ar fi ca Rusia să câștige? Reamintim, speed-ul aparține în istoria recentă doar danezilor, polonezilor, suedezilor și australienilor în Cupa Mondială pe Națiuni și chiar și Cupa Mondială individuală, cu excepția lui Greg Hancock, singurul care s-a amestecat în aceste bătălii din afara celor patru țări. Acum însă l-avem și pe Emil Saifudinov, prieteni, care, iată, încearcă să ducă Rusia chiar pe locul întâi în Cupa Mondială pe Națiuni. Ar fi o adevărată lovitură. Suedia încearcă să obțină primul trofeu din 2004 încoace, Australia primul trofeu din 2002 încoace și Danemarca nu s-a mai impus din 2008, atunci a câștigat ultima dată când Nicky Pedersen era campion mondial încă în acel moment. Turul de onoare pentru danezi, da. Și cred că vom avea și imnul Danemarcii la finalul acestei curse, da, de recalificare. Deși este o etapă de recalificare, vin cei patru componenți ai echipei în zona centrală a arenei pentru premiere. Trofeul este Ove Fundin și în Cupa Mondială pe echipe. Ove Fundin, cel care a câștigat alături de Suedia chiar prima Cupa Mondială pe Națiuni în 1960, într-un alt format, evident, atunci. Da, Nicky e extrem de bucuros că am făcut parte din această echipă ce a obținut calificarea în finală. Și antrenorul, scuze-mă, care da. Iată a renunțat la piese mai cunoscute, da. Și până la urmă a avut dreptate. Un podium inedit cu doar locul întâi acolo prezentat. Da, până la urmă doar un singur loc este important, cel care l-au ocupat danezii, imnul Danemarcii pentru victoria pe care a obținut-o în această cursă de recalificare, această echipă formată din Michael Jepsen Jensen, Nils Christian Iversen, Nicky Pedersen și Leo Madsen. Așadar, echipa Danemarcei, ocupată primului loc în etapa de recalificare de la Molila, se alătură celorlalte trei finaliste, Suedia, Rusia și Australia, în ultimul act al acestei competiții programată peste doar două zile. La Sport 1 veți putea urmări înregistrată această finală duminică, începând cu ora 17. Până atunci, Robert Cristea și Răzvan Tomescu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele noastre. O seară cât mai plăcută. Toate cele bune!